Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la un nou episod al podcastului Educat și Bogat. Numele meu este Mihai Constantinescu și sunt gazda acestui podcast. Și am marea bucurie astăzi să-l am alături de mine pe Bogdan Dinu, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din România, spun eu. El este consultant în industria de private banking și capital markets și investitor de foarte mulți ani, atât pe zona de piețe de capital, cât și pe zona de imobiliare. Deși are 35 de ani, el investește eficient de mulți ani pe zona de piață de capital undeva din 2013 și în zona de imobiliare de minim 10 ani, dacă nu mă înșel. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ești aici alături de noi. Salutare, Mihai, și mersi fain de, invitația invitație. Abia aștept să discutăm despre finanțe personale, investiții, ce să facem cu banii în vremurile acestea mai complicate, cu Inflație, cu dobânzi care crește așa mai departe. Așa că să-i dăm drumul, abia aștept să învăț ceva de la tine și poate înveți și tu ceva de la mine ce de știi. Mulțumesc mult! Cu siguranță va fi o discuție foarte interesantă și un schimb foarte interesant de idei. Este al șaptelea episod al, al podcastului, și din primele episoade am avut o listă foarte lungă de, de lucruri pe care le-am învățat de la fiecare dintre. Dintre speakeri, experiența noastră este asemănătoare, dar diferită. Punctele noastre de vedere sunt și ele diferite și, cu atât mai mult, schimbul acesta de idei mi se pare important și pentru mine, pentru noi, dar și pentru uh, ascultătorii noștri. Uh, Bogdan, mulți dintre oamenii și dintre ascultători te cunosc uh, foarte bine. Uh, ești o persoană, ești uh, un, un, un investitor. Uh, foarte bine văzut și cu foarte multă experiență. La webinarile tale reușești să strângi mii de oameni, am văzut 3, 4, 5 mii, nu știu. Faci lucrurile diferit și te urmăresc de când ai început proiectul Căruța cu Bani, faci, faci lucrurile diferit. Aș vrea să dai un pic mai multe detalii despre cine e Bogdan Dinu, ce a făcut Bogdan Dinu până acum, unde este în momentul acesta și care sunt proiectele tale de viitor. Da, eu am studiat ingineria civilă, sunt născut și crescut în București, apropo, <laughs> îmi place București, deși mulți nu sunt atât de atrași de el, dar am făcut Universitatea de Construcții București, inginerie civilă, partea de licență și partea de dublu masterat în străinătate, tot pe inginerie civilă. Nu am continuat să lucrez în acest domeniu pentru că, modo aveam două opțiuni, fie pe șantier și nu-mi place pentru că plouă, ninge, frig, cald, trebuie să stai acolo, plus mediu nu e neapărat cel mai ok pentru mine personal, iar doi, mai avem opțiune să mă duc pe proiectare, iarăși nu e foarte interesant pentru mine pentru că trebuie să fii foarte strict. Nu-ți permis când construiești un bloc să ai imaginație. Acolo trebuie să fii foarte strict. Sunt niște normative, coduri de proiectare ce trebuie respectate, neinteresant. Așa că m-am dus cu ajutorul soției mele care a făcut ASEU, partea de finanțe bani și ulterior în străinătate, tot pe finanțe. M-am redirecționat pe partea aceasta. Am intrat ca și consultant în private banking. La paranteză, private banking se referă la acel departament într-o bancă care se ocupă cu, sau eu chiar o bancă întreagă, care se ocupă cu managementul averilor oamenilor foarte bogați. Noi facem consultanță pentru bănci, nu pentru acești oameni bogați, iar clienții noștri, adică băncile, practic acceptă în general clienți care au peste 10 milioane de euro sau echivalent de investit, practic bănci tier 1, tier 2. Am lucrat în principiu pe Europa și Asia și un pic Australia, nu știu, Liechtenstein, Luxemburg, Elveția, Belgia, Germania, Franța, Singapore, Shenzhen și așa mai departe, Sydney și, mă rog, un singur contract în, în SUA am avut pe New York, dar pe o bancă, de fapt, din Europa. Pe partea de investiții ce am făcut pe bursă, într-adevăr, investesc eficient, zic eu, din 2013. Am început din 2011, dar mi-a luat vreo 2 ani să mă calibrez puțin, iar pe imobiliare investesc de mai bine de jumătate de viață și Na, cam atât despre mine. Legat de proiectul Căruța cu bani, a început, cred că, acum vreo 4 ani, dacă mi-aduc bine aminte și am vrut pur și simplu să ofer din experiența mea Românilor, inițial, apropo, am început în engleză și a avut succes, proiectul din engleză chiar devenea foarte, a devenit foarte de, de succes, numai că foarte multe persoane îmi scriau, domne, domne, nu poți să faci și în română, că cumva au aflat mulți români că scriu în engleză și că sunt român, de fapt. Eram anonim atunci, eram, nu știa lumea pentru că eram foarte deschis cu cifrele pe care le aveam, dar cumva s-a aflat că sunt român pentru că na, îți dai seama când vorbești mai ales de imobiliare în România, ești român da, 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 da. Și atunci am încheiat acel, să spunem, blog pe engleză și l-am început pe cel căruța cu bani De deci ce am început blogul în engleză mai întâi? Pentru că am văzut foarte mulți blogări europeni la vremea aceea de fapt, nu erau foarte mulți, erau vreo 2-3. Mister Rip, cred că mai e, față de ce era pe, pe atunci. Dar ideea este că toți discutau, practic, despre uh, metode de investiții care erau, de fapt, eficiente de punct de vedere al taxelor și al impozitelor și al comisioanelor pentru americani. Și uhum. eu m-am dus la muncă, lucrând în domeniu, în wealth management, i-am întrebat managerii la vremea aceea, domnule, dar uite de ce ăștia zic să investești așa când e mai eficient așa, <laughs> pentru că, na, europenii au alt regim fiscal și așa mai departe, atunci nu aveai MIFID-ul 2 care să-ți da. restricționeze investițiile pe SUA direct, de exemplu, în etf uri sau fonduri. Și mi-au spus să ia, bă, pentru că nu știu, pentru că am n oamenii și că se copiază, pur și simplu, din SUA. Și așa a început blogul meu în engleză, a avut succes, însă, până la urmă, am simțit că mă motivează mai mult să scriu în română pentru români, deși audiența, evident, e mult mai mică în România, dar, până la urmă, satisfacția e mult mai mare că mi ajut cu naționalii, pentru că am trăit în România, am trăit prin anii 90, am mâncat parizer în loc de friptură, friptura era parizer cu făină pusă, nu așa, o, dată pe, o dată pe săptămână, mâncai șnițel parizer și ca tot prejis dacă aveai noroc. Deci, da, am trecut prin aceste lucruri și căruța cu bani, sper eu, să ajute cât mai mulți români să-și gestioneze cât mai eficient finanțele și să-și investească cât mai eficient. Uh -huh. uh, cred că ești printre primele persoane, cel puțin pe care le-am auzit eu, care a povestit despre ETF-uri. Cred că până la, până la tine se vorbea foarte puțin despre ETF-uri, se vorbea mai mult de piață de capital. Conceptul acesta și de fonduri mutuale, conceptul acesta cred că tu ai fost printre primii care l-ai atins sau dacă nu ești printre primii care l-ai atins, ai intrat foarte mult în, în amănunte și ai dat foarte multe detalii, probabil și prin prisma experienței tale profesionale. Exact, da. A, am fost, cred că am fost primul care a expus public și oricum la nivelul de detaliu clar. Am fost primul să uh -huh. se pune. Problema și a venit din fapt și de fapt am fost primul 100% pentru că eu înainte să deschid căruța cu bani ți-am zis să aveam blogul în engleză uh -huh. și anumite persoane care și astăzi mai activează în România pe partea de investiții au citit inițial blogul în engleză și de acolo au preluat anumite informații și le-au tradus în, în română ceea ce e perfect cu cât, cu cât avem mai mult content pe partea de investiții e perfect Acum, de ce am fost primul, ți-am spus de ce, pentru că eu pur și simplu lucram direct în acel domeniu, văzusem deja sute, dacă nu mii de portofolii ale diverselor persoane și am văzut că nu se axau atât de mult pe clasicele produse americane sau whatever am văzut că se axează destul de mult pe aceste tipuri de etf Mă rog, la vremea aceea nici nu erau multe, la vreme pe îmi aduc aminte prima când am început eu să investesc în ETF-uri în 2013, nu aveam decât MSCI World de la iShares de exemplu. Uh -huh. Vanguard nici nu era pe Europa, uh -huh. era nici măcar Emerging Marketul de la iShares nu era yeah. Nu era, da? Deci eu, când am început să investesc, unii ETF aveam. de prin 2017, cred, 2018, au început să mai apară așa și altele, mai nișate, dar atunci nu. Și de ce am avut curaj? Pentru că, până la urmă, este să te expui public cu informații detaliate. E un risc. De ce? Pentru că dacă faci o greșeală, ai totuși responsabilitatea. Adică da. nu-ți permiți să dai informații, sau, mă rog, puștii din ziua de azi, mă rog, că am -mi permis. Dar eu nu pot să-mi permit să dau informații uh, eronate, dar am avut curajul pentru că lucrând în domeniu, având, la rândul meu, mentori pe partea aceasta care. Erau directori, aveau experiență de atunci, de nu știu câți ani de zile. Plus că la noi, în companie, deci efectiv, cred că dacă adunam 10 oameni, puteam construi. O bancă privată mare, nu vorbim, și numai privată. Puteam construi o bancă care să aibă și secțiunea de private banking, secțiunea de custodial banking. Uh -huh. și că, mă rog, oamenii nu știu ce înseamnă custodial banking, investment banking, private banking, dar da. ideea e că sunt bănci separate în sine uh -huh. și având uh, expunere la o așa, un așa know-how, am tras de ei și i-am întrebat și, na, am avut curaj și asta a fost. Este. Ești unul dintre puținele persoane, nu știu dacă am, am, am menționat lucrul ăsta la început, independent financiar în România și în multe alte țări, încă de, de la o vârstă, nu știu, undeva spre 30 de ani, parcă îmi aduc aminte că spuneai. Spunem, te rog, ce înseamnă independența financiară în general și ce înseamnă independența financiară pentru tine? Da, așa ca o definiție directă, independența financiară nu înseamnă altceva decât să câștigi din venituri pasive, adică din chirii, din dividende sau din orice alte venituri pasive mai ai tu, îndeajuns de mult, încât să-ți acopere stilul de viață dorit. Okay? Uh -huh. Cheltuielile stilului de viață dorit. Mâncare, masă, vacanțe, mașină, whatever. Uh -huh. Acum, ce înseamnă pentru mine independența financiară? Înseamnă practic libertate. Uh, pentru mine înseamnă Libertatea de a-mi alege să lucrez pe proiectele dorite, se vede pe căruța cu bani, dar dacă cineva m-ar analiza, oamenii, în general, cei care urmăresc căruța cu bani, nu sunt atât de interesați de online business, pentru că ei sunt interesați de investiții. Dar căruța cu bani ar putea fi privită ca un online business, da? adică faci bani din niște produse online. E, dacă cineva s-ar interesa și ar analiza cum vând eu produse pe căruța cu bani, cum mă vând eu pe mine, ar vedea că sunt poate cel mai haotic din toată această industrie, în sensul în care nu respect nicio regulă de marketing. Nu, nu sunt absolut deloc agresiv. În webinarele mele, nu știu dacă stau 3 minute din 2 ore să-mi prezint marfa, între ghilimele, dau un curs, de exemplu, de investiții. Îndemn oamenile, chiar le zic în webinarii, băi, acum cine-i interesat citește pe landing page, nu o să stau eu să vă explic ce înseamnă, că nu mă interesează să cumpere cei care nu se interesa. Și așa mai departe. Articole scriu când am chef public pe YouTube, când am chef, n-am o constanță anume, nu vreau să, adică pentru mine este libertatea, inclusiv pe căruța cu bani, de a scrie, de a scoate produse, de a scoate videouri, când vreau, cum vreau și în modul meu personal. Asta înseamnă uh, independență financiară. Înseamnă să pot să mă dedic unui proiect foarte mult, chiar dacă financiar vorbind poate nu e optim, dar nu contează pentru că e pe sufletul meu, sau pot să mă dedic uh, voluntariatului, libertate. Asta înseamnă pentru mine independență financiară. Iar uh, să știi că mi-a luat mult timp să, să o înțeleg. Eu, deși sunt independent financiar de la. 30 de ani, deci am 5 ani deja. Cred că abia prin ultimii 2 ani am început să o înțeleg bine. Pentru că e dificil să... Este, ține și de mindset. Pentru că la un moment dat ești obișnuit să faci bani, să investești bani și cumva să vrei mai mult. Cumva să simți că trebuie să te duci pe etapa următoare și uiți cumva că, băi, stai așa că Stilul de viață dorit e atins, acolo e, până la urmă banii nu reprezintă altceva decât niște cifre uh -huh. și de fapt e, ține de mindset, de modul în care te raportezi tu la timpul care ți-a mai rămas în această viață. Uh -huh. spune aici ceva că tu ești total haotic în ceea ce faci și dacă cineva îți urmărește proiectul Căruța cu bani o să fie surprins. Eu personal fac asta, adică eu sunt unul dintre urmăritori și fac asta și urmăresc ce faci inclusiv modalitatea de promovare a cursurilor și cred că este, nu știu dacă tu o vezi haotic, dar pentru mine este, cred că cuvântul ar fi diferit și o să mă leg un pic de Blue Ocean și de Red Ocean despre care mulți dintre noi știm sau dintre ascultătorii noștri. Majoritatea fac așa și eu în momentul acesta al vieții mele, în zona de cursuri, de online business și așa mai departe, sunt în Red Ocean. Fac lucrurile așa cum le fac foarte mulți și învăț din asta. Tu, pe de altă parte, ai o abordare, așa o văd eu din exterior, și diferită, și uh, mai personală, și mai uh, relaxată, și cred că asta cumva ajută și uh, relaxarea asta pe care o arăți, uh, dă și încredere și ajută, te ajută și pe tine să dai mult mai multă content de calitate, fără să ai nicio presiune din, din nicio direcție. Deci, eu, eu așa văd lucrurile și. Când mai urmărești ceva ce tu faci diferit, zic de unde vine ideea asta, cum, de unde a venit, ce în spate, cum. Pentru că sunt unele chestii mici, dar făcute într-un anumit fel, care pot, pot să schimbe total uh, lucrurile, sau cum se văd, cum reacționează oamenii la ele. Da, într-adevăr, totul vine din relaxare și această relaxare am început să o învăț, nu neapărat să o, să o stăpânesc am început să învăț, cred că de prin 2000, nu mai știu când, 2015, 2016, nu mai știu exact când, în momentul în care am realizat că bulgărele de zăpadă financiară a fost aruncat și cam orice aș fi făcut, aș fi devenit independent financiar. Poate nu la 30 de ani, poate la 35, poate la 37, dar știam că voi ajunge. Era imposibil. Vedeam că în momentul în care ajungi la jumătatea drumului, nu mai te poți opri pentru că e dobânda compusă, uh -huh. sunt skillurile pe care le-ai adunat în timp și te ajută și așa mai departe. Și din punctul ăla am început ușor ușor an de an să încorporez o anumită relaxare, a început la muncă. Eu la majoritatea banilor, poate oamenii nu știu. Eu nu am făcut de pe căruța cu bani, nici acum, încă, deși am patru ani de căruța cu bani, nu am făcut atât de mulți bani raportat la cât am făcut eu în corporație. În corporație eu am făcut intraprenoriat, adică antreprenoriat în cadrul unei corporații și de acolo mi-au venit mie banii serioși. Dar eu câștigam mai mult decât country managerul din Luxemburg. Da? Mm. Nu din România, ca în România. Da? În România nici nu are da? da, Și eu eram la vremea aia, când, în 2000, cred că a fost 2018, când am câștigat mai mult decât la din Luxemburg, nu eram nici măcar manager. Bă, nu eram manager, mă înțelegi? Și câștigam mai mult decât el. Evident că a fost complicat. Dar cum am ajuns acolo? Am ajuns pentru că am abordat o anumită relaxare în a expune ideile și le-a pune implementare și de a-mi vinde ideile în fața headquarters-ului din Elveția, pentru că știam că, pă, ce se poate întâmpla, dacă mă dau afară, pentru că sunt eu prea nebun și prea insistent și schimb eu lucrurile prea mult, am bani, îmi găsesc alt job, oricum am un nest egg, ca să zic așa, și oricum Difficiat. o să ajung independent financiar, poate cu un an mai devreme sau mai târziu, nu contează foarte mult. Deci am început ușor- ușor să abordez o relaxare în gândire și în exprimarea ideilor, uh -huh. ce în mod ironic m-a ajutat. Practic am făcut ce am vrut. Asta a uh -huh. fost. Uh, și de la an la an mi-am crescut această, să spunem, libertate de gândire și de exprimare. Și acum să vedem căruța cu bani, toți anea de muncă din spate, uh, sunt cumva oglindiți în căruța cu bani. De-aia, chiar sunt relaxat, chiar sunt calm, chiar sunt uh, un spirit destul de liber. E, yeah, apropo de uh, ultimii ani, cât ai muncit, este exact ca tablou din spatele tău cu, cu vârful icebergului ce se vede în momentul acesta de și ce e în apă, e munca din ultimii 10-15 ani și în investiții și în uh, corporații și în afara ei și în proiectul Căruța cu Bani și peste tot. De aceea îmi place întotdeauna, nu întotdeauna, dar destul de des pe site, din când în când, pe Căruța cu Bani, nu pun doar rata mea de economisire de acum, nu pun doar... Uh, nu știu, portofoliile mele sau whatever. Pun inclusiv evoluția lor pe ultimii 10 ani. Pentru că eu mi urmăresc într-o aplicație, Andromani se cheamă, e gratuită, uh, cel puțin când am dat eu acum 10 ani, era gratuită. <laughs> gratuită. Mai uh, și am totul din 2013 până acum, am fiecare cheltuială, fiecare intrare. Și arăt lunar pe toți anii ăștia 10 ca să vadă că la început nu era deloc așa, ca să vadă că mi-a luat 2 ani și un pic de zile până când am început la muncă să câștig serios. da, Adică e ușor să te uiți acum după nu știu câți ani de muncă, ia uite-mă, ce portofoliu mare are, ce rată de economisire are, ce venituri mare are, dar de fapt a durat, a durat mult timp. Da? Și se uh -huh. vede pe graficele mele cum a crescut de la an la an. Nu a fost niciodată un. Un, o explozie de la an la an. Uhum. Și eu cred că este important să înțelegem acest lucru, pentru că e o carte foarte bună, cred că se cheamă Grit, uhum. dacă nu mă da. înșel, în care citită. explică că, până la urmă, mă rog, explică multe chestii, dar important este că perseverența contează, până la urmă, foarte, foarte mult, pași mici, să fii perseverent în a face pași mici, iar când te uiți în spate, 10 ani în spate, o să fii o altă om pe altă planetă, în altă ligă. Îmi place, apropo, de ce spuneai un, un, un slogan al lui Tony Robbins, care spune că noi, ca oameni, avem tendința să supraapreciem ce putem să facem într-un an și să subapreciem ce putem să facem în 10 ani. Și dacă ne uităm fiecare dintre noi, unde eram acum 10 ani, pentru majoritatea dintre noi evoluția este absolut fantastică. Absolut fantastică. Și asta nu înseamnă evoluție, înseamnă dezvoltare, înseamnă că am învățat, am pus în practică, poate avem obiective sau alte lucruri de genul acesta. Vreau să te mai întreb ceva apropo de relaxare și de bani. Lucrez cu mulți clienți și am trecut și eu în povestea asta. Cu cât nivelul nostru de plasa noastră de siguranță, că totul începe cu plasa de siguranță și investițiile vin ulterior, cu cât nivel, plasa noastră de siguranță este mai mare și cu cât reușim să o construim, eu dau un exemplu așa ca, ca o metaforă. În momentul în care nu avem o plasă de siguranță, suntem cumva plecați, ne apasă toate grijile. Nivelul de anxietate e mare, suntem dependenți de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de viață, de context, de job, de partener și așa mai departe. Dar pe măsură ce. Nivelul nostru financiar crește și reușim să facem plasa de siguranță, începem să investim, avem obiective, parcă dintr-o dată ni se îndreaptă spatele, de fapt nu dintr-o dată, e un proces, cum spuneai și tu, ni se îndreaptă spatele și începem ușor- ușor, în primul rând, nivelul de anxietate și de dependență să scadă, și parcă ni se deschid și ochii și începem să vedem și oportunitățile din jurul nostru. E același lucru, a fost și la tine, aceeași, același drum, aceeași poveste? O, oarecum, oarecum. La mine a fost întotdeauna o frică să o numim de sărăcie. Când am fost mic, mă rog, părinții n-au lăsat să se vadă în mod evident. Plus că la începutul anilor 90, cred că toată România era săracă. Bine, vorbesc da, de oameni da, normali, da, ca mine, da, ca da, tine, da. ca ascultătorii noștri, nu prin politică sau cine știe ce miliardari. Dar toți eram săraci, să fim serioși, da? Și cumva de atunci probabil mi s-a tras uh, ideea asta că trebuie cumva să mă feresc de sărăcie în viitor Și am început să trag tare la muncă, să da, mă implic în proiecte, să-mi cresc veniturile active Cumva pentru a pune deoparte niște bani Ulterior a venit ideea că bă, da, poate pot să fac și ceva cu banii respectivi și așa mai departe dar uh, la mine a plecat de la venitul activ. Mie mi-a fost clar că dacă am un venit activ cât mai mare, a, a, așa era în mintea mea atunci, dacă aveam un venit activ cât mai mare, am o plasă de siguranță cât mai mare. În realitate nu e chiar adevărat, hmm. pentru că contează și cât cheltuiești și exact. cât pui departe la finalul. Dar la vremea aia încă nu conștientizam neapărat toate aceste lucruri, dar așa a pornit la, la mine. Deci tot dintr-o plasă de siguranță, dar văzută poate cumva eronat. Dar așa a pornit la mine. După care am dat la un moment dat de Mr. Money Mustache, uh -huh. probabil că îl știi, da. și am fost blown away când am văzut că uh, cu banii pe care îi faci din ce în ce mai mulți, uh, pot să devii, de fapt, independent financiar. Și acolo a fost pentru mine uh, mind blowing și, na, am continuat lucrurile pe făgașul acela, adică tot ce strângeam, investeam. Eu până în 2021, până la mijlocul anului 2021, îmi investeam 100% din bani. Eu nu, aveam, eu nu aveam fond de economii. De ce? Pentru că ajunsesem <gători> să am venituri foarte mari și neregulate, că aveam și, adică neregulate nu că azi veneau, mâine nu veneau. De mai multe ori pe lună aveam apartamente pe care le închiriam aveam bonusuri de la muncă care tot veneau din stânga, din dreapta, aveam salariu care venea efectiv și așa mai departe. Deci aveam mai multe surse de venit și aveam și un card de credit. Ce zis, bă, dacă am nevoie la un moment dat de plasă de siguranță, folosesc card de credit, am două luni minus o zi, perioadă de grație, timp să plătesc înapoi dacă chiar cheltuiesc și mi s-a întâmplat să cheltuiesc când am renovat un apartament, am depășit bugetul cu vreo 7.000 de euro și am intrat pe cardul de credit. Și am plătit înapoi luna viitoare, da? dar ideea este că eu până 2021 nu, știu, nu aveam cash nimic, nici cum intrau ba, pac, investiți, nu se întâmpla. Din de la mijlocul anului 2021, într-adevăr, am început să pun cash deoparte, am tot zis la fiecare webinar de m-am da, pregătit, -am era clar că venea inflație, Ceva, era, da. era evident, nu știai până unde, dar știai că va veni și, uh, uh, și încă mai am, încă mai am cash. Puțin mai puțin ca anul trecut, dar încă mai am o sumă destul de consistentă, Cred că vreo 10% din portofelul meu e cash, și portofelul meu e mare. Deci mm -hmm. înseamnă mult cash. Apropo că a venit un. era un articol, a publicat ziarul financiar un articol zilele astea, azi, ieri, nu mai știu câți români. Nu Da, astăzi, că... 91.000 de, 91 de, de români sunt milionari în dolar, parcă. Ceva de genul ăsta sau nu, că și nu știu câți au peste 100.000 de mii euro în conturi, ceva de genul mm -hmm. ăsta, da? Uh -huh. Sunt persoane care au mulți bani și țin în conturi, cine știe pentru ce, pentru viitoare investiții sau whatever, dar ideea este că uh, plasa mea de siguranță, deși a pornit de la un concept greșit, cumva s-a reglat pe parcurs și s-a dus spre a avea până la urmă un fond de siguranță chiar dacă al meu era pe un credit card, a investit toți banii pe care îi făceam, surplus, evident, că uh -huh. trebuia să și trăiesc. Uh -huh. Deci s-a reglat în timp și cred că to toată lumea inițial pornește cu o idee poate ușor greșită, dar pe parcurs se... își găsește drumul. Îți mai aduce aminte când ți-a venit în minte ideea de independent financiar și când ți-ai pus obiectivul să devii independent financiar? Adică ce vârstă aveai la momentul respectiv? Nu mi-aduc aminte, sincer, vârsta la mine au fost două etape. De fapt, a fost trei etape. Una în subconștient, pe care am realizat-o probabil când eram adolescent. Deci, când eram micuț, la începutul anilor 90, nu știu dacă eram clasa întâia, nici nu știu dacă eram la grădiniță, nu mai țin exact. Părinții mei nu prea aveau bani, se împrumutau de la lună la lună și uh, au găsit o modalitate de a-și închiria apartamentul în care locuiam noi. Uh -huh. uh, celor care veneau în România atunci, în general din middle east, să prospecteze piața, să deschidă patiserii, gogoșorii, ce făceau ei, mă rog, Și na, țin minte, aveam o valiză roz, o țin minte pe aia, o să mor cu ea în sicriu cu imaginea, era o valiză roz mare pe care o aveam mereu făcută și plecam să dormim la bunici când încheria taică-miu pentru o zi, două, că venea nu știu ce turc sau cine venea să prospecteze piața din România, ca să mai fac câțiva bănuți. Îți dai seama, era pina, era nimic, dar da. îți permitea să mănânci un pufulete. da, e, Și de atunci am început să realizez că... Casa, de-aia sunt atras de imobiliare. E o chestie, o traumă, să zicem, uh -huh. da? Uh -huh. am, am, am constatat că locuința poate produce bani, poate folosi folosită și în alt fel. Nu e numai un cămin. Uh -huh. Este și o modalitate de a produce bani. Aia a fost prima conștientizare a banilor. A doua conștientizare a creșterii venitului activ a fost în momentul în care lucram la o corporație mare în România. Cam lucrat vreo 9 luni în România și uh, m-a găsit country managerul jucându-mă pe pe calculator în timpul <laughs> programului. Acum nu s-a luat de mine foarte mult pentru că eu eram high performer, adică deja în, după 9 luni de zile eram numărul 1, ca și output, avea acolo niște KPI-uri, mă rog, și m-am uitat la el, s-a uitat la mine, m-am întors și am continuat să mă joc. Îți dai seama ce, ce minte aveam. Deci erai relaxat și... de atunci. <laughs> da, eram era nebun, era Dar nebun. Din motive diferite. Exact, da. Am ajuns acasă, mi s-a făcut rușine de ceea ce am făcut și am urmat săptămâni de introspecție și, mă rog, de analize și mi-am dat seama că nu e bine ce fac și că trebuie să mă concentrez pe creșterea venitului activ și să dau tot ce pot la muncă, să fac intraprenoriat și așa mai departe. Uh, mi-am propus să depășesc acel country manager ca venituri. L-am depășit în vreo 2 ani, n-a avut, n -a avut șanse. Dar ideea este că da, ideea este că, da, mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu el acum să văd ce mai face, dar ideea este că Aia a fost o altă conștientizare a nevoii de creștere venitului activ, dar încă nu știam de independență financiară. Independența financiară a venit mai târziu, destul de târziu, cred că a venit, nu mai știu, poate prin 2016, poate, nu mai, nu, nu mai pot să pun exact punct, da, da, da. Dar a venit odată cu, nu, cred că 2015, odată cu descoperirea blogului Mr. Money Mustaș. Acolo am înțeles că nu trebuie să stai tot timpul într-o morișcă și acolo am realizat că stai așa. Mie îmi place foarte mult ce fac acum, că știg foarte mulți bani, dar dacă în 5 ani nu mai place, dacă uh, îmi place alt domeniu în 5 ani care poate nu produce la fel de mulți bani, ce fac? Vei avea niște cătușe de aur, nu? stai uh -huh. pe o de aur și ești obligat să performezi. Și, Doamne, deci, cât de mult îi mulțumesc lui Mr. Mani Ustaș că am dat de el pentru că mi-a deschis ochii și uite că mi-a permis de-a lungul timpului să mă tot mut dintr-un departament în altul, să fac o mie de chestii de la lucruri tehnice, inclusiv poate foarte apropiate de IT, până la lucruri funcționale, până la lucruri de strategie pe private banking, lucruri funcționale, tot felul de nebunii pe care le-am făcut. Pe risc am lucrat foarte mult, mi-a plăcut enorm să lucrez pe grup risk management. Vă dai seama să, 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 să lucrez pe pe partea de risc a unei bănci care activa pe trei continente. E fantastic, nu știu, pe, pe, pentru mine e fantastic. Da, este, este, este. Și uh, toate aceste lucruri uh, mi-au fost cumva oferite pe tavă de ideea independenței financiare, pentru că mi-am mi asigurat viitorul financiar, iar în prezent pot să fac ceea ce îmi doresc. Ai vorbit mult despre mindset și uh, partea aceasta. Cred că mindset-ul este unul din pașii importanți pentru a putea atinge un obiectiv atât de îndrăznesc ca independența financiară. Urmăresc foarte mulți oameni de succes și prieteni și uh, cunoștințe și antreprenori. Uh, majoritatea dintre ei au un moment important în viață în care s-a întâmplat ceva și, din momentul respectiv. Viața lor s-a întors în bine pentru mulți dintre ei și și-au schimbat mindset-ul, și-au schimbat modul de a vedea viața, s-au schimbat ei pe ei. Tu ai vorbit un pic și despre introspecție și despre frica de, de a nu avea bani. A existat un moment de genul acesta în viața ta pe care l-ai putea evidenția să spui, uite, asta e momentul care pe mine m-a pus să mă schimb total sau să văd viața sau lumea într-un mod total diferit. Da, da. A fost un moment uh, care o să pară foarte pueril și foarte stupid și foarte fără sens, dar pe mine m-a afectat. Okay? Sens deci, disclaimer, m-a mm -hmm. afectat. Pe mine îmi pare rău, băieți sau fete. <laughs> eram, în, uh, eram adolescent, nu mai știu câți ani, aveam 14-15 ani și. Nu, Eu nu sunt înalt, păcat că nu pot să mă vezi în picioare, dar, mă rog, tu mă știi, dar ne, ne nu vieța da, mea da, am 1,69 da. și 69 ca să fie amuzant la final, dar ideea este că am un metru 69. adică pentru un bărbat sunt micuți, ok, nu eram gras, dar era mic și aveam și coșuri pe față, că, na, adolescent fiind așa și... M-a afectat acest lucru pentru că nu aveam neapărat uh, prietene, nu aveam gagică, Iubite. cum spunea pe, mm. pe vremea. Aia. Nu știu dacă se mai practică printre cu acum gagică, dar așa <cute> îi spuneam pe vremea. Aia. Și atunci am început să. Am, am zis că singura mea șansă, e clar că aspectul fizic nu m-a ajutat, singura mea șansă a fost să învăț să vorbesc. Să învăț să vorbesc, să înv A! Și mai eram și bâlbit. Mm -hmm. Deci. Uh, eu am avut probleme, am fost la logoped, dar, adică și acum eu fac un efort conștient să nu mă bâlbâi și uneori poți să-ți dai seama că mă mai scap bâlbieri. Da? De la mine e un efort conștient. În fine, așa m-am născut eu. Și ideea este că mi-a fost clar că trebuie să învăț să vorbesc și să le fac să se simtă bine pe fete, dacă aș, aș avea și eu vreo șansă să mm -hmm. am vreo fată lângă mine. Și așa am, am dat de Brian Tracy. Brian Tracy, care vorbea despre foarte multe lucruri, inclusiv despre comunicare eficientă și așa mai departe. Management. Am învățat foarte mult management la Brian Tracy. Uh -huh. Se speria mai că mea, credea că am intrat într-o sectă, că mă încuiam în cameră, atunci erau audio ul erau mai ieftine decât cărțile și le cumpăram, așa că na, toată locația mea mergea pe Brian Tracy. Tot ce scotea omul, eu am consumat. Și uh, se speria mai că va că numai engleză Brian Tracy vorbind acolo. Na, în fine, ideea este că ăla a fost momentul în care mie mi s-a deschis mintea după ce am învățat cum să vorbesc, cum să fac un management al timpului. Am văzut că Brian Tracy vorbește și despre uh, mindset de investitor, am văzut că uh, vorbește despre finanțe personale. Vorbea la un nivel foarte general, nu spunea efectiv cum să faci, dar era o chestie de mindset care m-a setat și m-a întors complet și ăla a fost momentul în care, sincer, am simțit viața că mi s-a schimbat total, după care am ajuns, să am avut prietene, am avut, <laughs> adică, am avut și succes pe partea asta Am început să investesc în imobiliare de la o vârstă foarte, foarte fragedă Adică, practic, mi-a format toată, toată viața, aș putea spune, Brian Tracy la, la momentul acela Uite, cumva ce povestești tu se leagă cum, cumva și de exemplele unor mari investitori. Primul la care mă gândesc este Warren Buffett. El este unul dintre cei mai mari, cred că cel mai mare investitor al, al tuturor timpurilor. Asta și pentru că a început foarte devreme. Dacă nu mă înșel, el a început să investească pe la 10 ani și deja pe la, nu știu, 30 de ani avea primul milion de dolari de atunci, cam 9 milioane acum. Dar e, e foarte important să înțelegi unele concepte foarte devreme și să ai mintea pregătită și nivelul de cunoștințe pregătit, astfel încât când ajungi la 20, 25, 30 de ani, deja să știi uh, unde trebuie să fii și, și ce ai de făcut. Și tu ești un exemplu foarte bun în, în direcția asta. Ai început uh, cu posibilitățile de atunci, că spuneai bani nu existau, alocația. Se ducea pe cărți, nu pe alte lucruri pe care le-ai fi putut cumpăra în momentul respectiv. Și, în plus, Brian Tracy, prin anii 90-2000, era tot la fel. Trebuia să cauți un pic, trebuia să știi, nu, nu era la îndemână informația cum este acum. Adică, nivelul tău de interes. La disperarea mea că nu aveam și <laughs> eu prieteni, da? <laughs> Îți dai seama câte nopți am pierdut să dau de el? Adică a fost o căutare totală. Păi, dar nici nu știu, cred că nu știu dacă exista Google. Nu exista Google atunci era. Nu știi, știi cum? cred că l-am găsit, era un site, alta la vista, alta vista, asta vista, nu mai știu cum se numea. Era o resursă de informație foarte, foarte puternică. Da, am, am găsit multe lucruri la vremea aia, dar. Cu alte intenții! Adică da, 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 uite, vezi de unde ai plecat <laughs> și unde ai ajuns. Deci, începutul tău, tot, uh, ți s-a ți datorat începutul bun uh, fetelor, femeilor, deci putem să, <laughs> să tragem și concluzia asta. Uh, bun. Apropo de investiții, îți mai aduce aminte prima ta investiție sau uh, experiența avută la, la prima investiție? Uh. uh da, acum depinde și de clasă de active. Hai să vorbim. Hai să vorbim de prima investiție, investiție și pe urmă, nu știu, prima acțiune, primul. Dacă vorbim de bursă, bursă. Prima, prima investiție, nu știu dacă putem să o numim bursă, da, prima investiție pe bursă a fost în 2011 pentru mine și a fost într-un fond mutual gestionat uh -huh. activ. Deci nu, uh -huh. a, nu, nu a fost eu direct înțeles. bursă uh, și o consider una dintre cele mai proaste. <laughs> Am mai făcut o investiție proastă într o cred că prin 2012, într-un fond de pensie, altă uh -huh. investiție proastă, că fondurile de pensie din România, din, nu din România, din toată Europa sunt foarte uh, ineficient construite ca și structură. Nu înțeleg de ce nu putem în Europa să creăm cont de pensie, nu fond de pensie, pentru că ar fi mult de mai eficient. Cum, e America. cum e în America. Ar fi mult mai eficient. Uh, pe imobiliare, prima investiție a fost un apartament de patru camere. Uh, evident, teoretic cea mai proastă investiție pentru că La asta mă gândeam, patru de ce ai camere prima investiție. patru investi camere da. ta, de, păi de ce să iei pe, păi de ce să iei mai puțin dacă îți permis patru? Asta e întrebarea, <laughs> pentru că românul, românul vrea cât mai mulți metri pătrați. Și cum, cum la început habar n-aveam, băi, cât îmi permiți, încă încă o <laughs> De toți banii, da. <laughs> de toți banii plus încă ceva. Ok. Și atunci, na, cam aia a fost dar s-a dovedit a fi o investiție până la urmă bună prin simplu fapt că am făcut-o atât de, de mult încât de-a lungul timpului evident a crescut enorm, adică CAGR-ul pe investiția aia și gândește că vorbim deja de aproape 20 de ani 20 de ani, așa a fost, cred că e undeva pe la 15-16% enorm, enorm, timp de 15-20 de ani să ai un CAGR de 15-16% da, este absolut prețurile erau foarte, da. foarte jos și. Exact. Bine, totul nici nu dejocat. erau bani, nici nu exact. erau bani și nici nu existau credite, credite. ipotecare. Nu exact. existau credite. Abia a apărut în anul ăla, țin minte, overdraft-ul. Uh -huh. Overdraft, dar nu credit ipotecar. Credit uh -huh. ipotecar, le, prima lege s-a dat prin 99, ca să-ți uh -huh. dai seama. Noi în 2000, 0% credite ipotecare aveam în România, să dai seama. Uh -huh. Și asta anterior a ajutat și piața să se dezvolte, piața imobiliară a creat oportunități. De altfel, încă suntem foarte jos. încă de, Deși eu mă mir, nu știu, eu, eu uneori, sincer, rămân perplex. Când văd experții în România vorbind pe la TV, eu nu știu de unde și au datele sau uh -huh. de unde au ideile alea, dar încă creditarea în România e jos, e foarte jos. Dacă ne uităm raportat la Uniunea Europeană și dacă ne uităm la raportat la țările de lângă noi apropiate economic, zic, nu știu, Polonia, Cehia, mai care Cehia. sunt mai, uh -huh. mai aproape de, de, noi, vedem că noi avem, nu știu, credite ipotecare raportate la PIB undeva pe la 8,5%. Avem credite raportate la venitul net al familiilor undeva pe la 17%. Păi suntem de vreo 3 ori sub vecinii noștri, suntem de vreo 5 ori sub un, media Uniunii Europene. Încă suntem jos. Vom mai crește. În următorii 10, 15, 20 de ani vom vedea că vom mai crește destul de mult pe creditare. Dar da, a, a, am o curiozitate aici. Dacă nivelul de credit ipotecar este atât de mic raportat la PIB și România pe de altă parte este țara în care are procentul cel mai mare de proprietari, adică 95, 96% proprietari. Cum de se întâmplă lucrul acesta? Vorbim atunci, după, în anii 90, când toți cei care stăteau cu chirii au putut să-și cumpere casă și asta reprezintă procentul foarte mare și abia în ultimii 15 ani sau 20 de ani creditele ipotecare care s-au luat au fost într-o proporție destul de mică că mi se pare disproporționată nivelul de proprietari versus cât de, mici cât de mic e procentul creditelor. Sunt, sunt, este mai este o întrebare excelentă, dar răspunsul este mai complex. O să încerc să ating măcar două-trei puncte. Da, simplu. În primul, da. Rând, în primul rând, nu sunt 98 sau nu știu câți la sută proprie, sau 96 sau câți or fi. Sunt 98 sau câți sunt care stau într-o proprietate deținută de cineva. Poate să fie, de exemplu, copilul tău. Copilul tău care, să spune că are 18 ani sau peste, nu da. are, dar să spunem care. El e trecut în statistica aia pentru că stă în casa ta deținută de tine. Okay? Deci nu e corectă cifrarea. Okay? Okay. Doi, într-adevăr, la începutul anilor 90, România a luat o decizie absolut uh, genială, deși n-am realizat atunci noi ca oameni, dar genială și s-a văzut acum faptul că am putut să cumpărăm de la stat apartamentul în care stăteam cu chirie sau așa pe nimic, practic. Exact, exact. Excelent a fost că dacă nu s-ar fi întâmplat așa, s-ar fi întâmplat s-a întâmplat în Germania. De ce în Germania avem uh, cei mai mulți chiriași? Pentru că ei au făcut Stato. o exact invers. Au venit fondurile și au cumpărat uh, De la multe stat. locuințe și acum sunt câteva fonduri care dețin monopol, uh -huh. monopol și e nașpa. Ok, mm -hmm. Așa am deținut noi românii. Asta a fost un motiv, să spunem. doi. Al doilea mo motiv, imaginează-ți că noi nu am avut credite ipotecare decât din 2000, că da. s-a dat da. legea 99. 20. În 2000. Dacă gândește că până prin 2004 n-a aflat lumea, nu abia știam. de prin 2005 s-a da. aflat cu cât de cât, deci nu avem o istorie de credite ipotecare. 3. Prețurile în România au fost mici, excepție poate anul 2007-2008. Ok, Dar încă sunt mici, deși, mă rog, nu, 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 nu ni se par, și niciodată nu, nu or să ni se pară prețuri mici, dar sunt mici. Mm. Am avut foarte mult timp o discrepanță foarte mare între ce salarii puteai să câștigi în Europa sau în SUA sau în Middle east față de România. România, Corect. Și atunci îți era ușor să vii cu foarte mult cash și să investești în România pe imobiliare. Deci e un influx de capital foarte mare. Ai, ai văzut? Apare aproape în anual în toate ziarele. Uh, unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare investitor străin sunt de fapt românii din diaspora. De din, mulți, dar, diferența de salarii uh, e destul de mare. Acum se tot micșorează, dar uh -huh. până acum câțiva ani era enormă. Deci este, este un cumul de, de, de factori uh, și, nu în ultimul rând, să știi că românii nu sunt foarte predispuși spre burs. Nu prea, nu sunt atât de mulți care investesc pe bursă și atunci cu banii pe care îi pui deoparte, dacă vrei să investești, mai degrabă iei uh, un apartament sau teren decât să iei uh, pe bursă ceva. Cam asta se întâmplă. Cam asta, asta ar fi câteva puncte. Asta cumva s-a întâmplat, ce spuneai, de apetitul românilor pentru imobiliare și din 2019-2020 încoace, de când... Uh, a apărut inflația, dobânzile la depozite n-au ținut pasul cu inflația, oamenii cu banii au început să se sperie, primul, primul refugiu a fost zona de imobiliare, randamentele la momentul respectiv din investiție imobiliară, raportate strict la chirie, nu având în vedere și prețul, erau mai bune decât ceea ce obțineai din depozit, mult mai bune. Și atunci mulți, foarte mulți oameni s-au dus în direcția aceasta lucru care a generat și o creștere a efervescenței din piața imobiliară și a prețurilor implicit. Aș vrea să te întreb cum vezi tu piața imobiliară acum și pentru următorul, nu știu, așa foarte pe scurt, știu că o să ai un, un, webinar în care povestești fix despre subiectul ăsta, dar câteva mici detalii, nu știu, 2023-2024... Da, acum am văzut punctual pe 2023, în mod evident am tot zis că mă aștept să scadă tranzacțiile, vedem deja că au apărut și pe februarie, datele într-adevăr au, au, au scăzut, e normal, mă aștept de ce nu chiar să avem mici corecții în funcție de oraș, în funcție de, de zonă, în același timp nu mă aștept să avem corecții foarte mari, adică peste 10% mi-e greu să cred, vedem, dar mi-e greu să cred, de ce? Pentru că fundamental vorbind, piața imobiliară din România este subevaluată, cu alte cuvinte, Poate veni punctual un an mai dificil pentru că s-a întâmplat un black swan, Rusia a uh -huh. atacat Ucraina, a ajutat la creșterea inflației uh, și așa mai departe. Ratele de dobândă trebuie să crească ca să dea în cap uh -huh. inflației și atunci, într-adevăr, piața imobiliară poate avea de suferit. Însă, fundamental, uh, eu zic în felul următor, uh, ca să se înțeleagă, imobiliare au, au și ele un ciclu. Ciclul financiar al imobiliarilor se cheamă, mă rog, au două cicluri, dar nu intru acum în detalii. Ideea e că acest ciclu de creștere, scădere, ține în principiu 18 ani, o medie. Eu îmi spun un felul următor. Pe următorul ciclu financiar, pe care probabil îl vom începe în următorii, nu știu, 5 ani, 6 ani, nu-mi dau seama exact momentan, când vom ajunge pe faza de explozie, că și ciclul acesta are mai multe faze, pentru care una faza de explozie. Nu ne vom mai permite imobiliare decât prin credit și foarte greu și doar anumite categorii sociale. Pentru că așa s-a întâmplat și în țările de lângă noi. Și în țările uh, dezvoltate. În țările dezvoltate, exact. Și așa se va întâmpla și cu noi, și în mod ironic, uh, ne ajută războiul. Uh, în uh -huh. mod, uh, nu știu, să zic tragic sau nu știu cum să-i zic. Noi, ca țară, am avut foarte mult noroc cu războaiele. Am avut noroc cu Iugoslavia. Păi serios, acum hai să fim cinstiți. Dacă nu era războiul din Iugoslavia, noi acum vorbeam rusă. Hai să fim serioși. Eram rusificați. Iliescu cred că era președinte. Da. Deci am avut noroc cu Iugoslavia, că au fost deștept și a spus vreți avioane pe aici? Păi nu intrăm și noi în NATO. Și dacă tot am intrat în NATO, nu intrăm și noi în UE? A fost mart, mă rog, Constantinescu, da. care a fost deși... S-a nimerit cea mai proastă perioadă care ar fi putut să-o prindă cu inflație de 200% sau cât era. Dar am avut noroc că am intrat în NATO și în UE datorită războiului, că altfel nu intram. Uh -huh. Și acum, în mod ironic, vei vedea că 90% vom fi, vom avea noroc în viitor, după ce s va termina războiul. Sperăm să se termine cât mai repede și Ucraina să iasă în avantaj. România are numai de câștigat de la port, de la. Căi ferate, de la infrastructură, de la infrastructură de și tot, de transport, inclusiv de la investițiile care vor veni, da? Păi, ca să ai practic tot ce înseamnă um, o țară apărată militar. Ce să trebuie, în primul rând? Infrastructură, exact. okay. pe care lucrăm la greu. Și în momentul în care ai infrastructură, ce înseamnă? Economie, care crește exact. și aia la greu după aia. Da? Deci, vom vedea, ne vom uita în urmă, 10 ani de acum încolo, și vom spune, bă, cât am avut. Câte avantaje am avut. Ce oportunități. Dar, am, și ce da. oportunități au fost? Și ce oportunități au fost și da, și unde am ajuns. Și eu personal poate spre optimist, dar așa cred că se va întâmpla în România și da, să sperăm Uite, că se mare pe război. Am observat ceva în Italia, apropo de zona de imobiliare. Există. Pensionarii italieni, care mare parte din ei acum duc o viață bună pentru că și-au permis la momentul vieților active să cumpere imobiliare și să le mențină și să obțină randamente și chirii, și prețul a crescut foarte mult, Italia dezvoltându-se așa cum a putut ea în ultimii 20-30 de ani, versus tinerii italieni care în momentul acesta nu își permit sub nicio formă să cumpere, trebuie să stea cu chirie, chiriile au crescut foarte mult și povestea asta seamănă în, în multe sau în majoritatea țărilor dezvoltate europene, și în Spania, și în Belgia, și în Luxemburg, și în Olanda. Cumva e de anticipat că odată cu evoluția României și ne uităm la fel în spate în ultimii 10 ani, unde era România acum 10 ani și unde e acum și la următorii 10 ani, Pare că momentul acesta sau perioada acum, următorul an, 2, 3, 5, 7 ani, sunt perioade bune de a acumula inclusiv zona aceasta de uh, imobiliare pentru, uh, pentru acumulare și pentru independență financiară, pentru venituri hai să pasive. Stai, hai să-ți dau o cifră. Mie îmi place foarte mult. Cine mă urmărește Cie, știe că mi e foarte știu. mult cifrele, că emoții avem cu toții, dar greșim mereu. La emoții nu mă interesează ce emoții ai tu sau ce emoții. Mm -hmm. Nici măcar ce emoții am eu nu mă interesează. Că multă mm -hmm. lume spune, da, mă, da, ție ți e plac imobiliarele, de-aia investești în ele. Nu! Eu investesc în esență în ele pentru că mă uit pe cifre. Până când mă uitam în 2013 la câte se cumpără fără credit imobiliare în România. Dom'le, eram în 2013, 80 ceva la sută din toate tranzacțiile din România Dași. se cumpărau fără credit. Am căzut de pe scaun, nu mă vine să cred ce văd, a fost prima dată când am calculat așa ceva. Da? Uh -huh. e, hai să-ți dau un exemplu de cifre interesante că spuneai tu cum mine afară și cu e Hai să nu mergem atât de departe în Belgia, care e o țară puternică, Italia, Spania. Hai să vorbim de Polonia, Polonia ce și Cehia, care sunt mult mai apropiate de noi, ca economic vorbind. Da? unde erau ele cu 15 ani? Păi spun eu, cu 15 ani, dacă ne uităm la credite, iar revenim la credite, credite raportate la, nu știu, PIB, de exemplu, erau la 8 și ceva la sută. Adică, unde suntem ironie? noi? E ironie! Unde suntem noi? Unde sunt acum? La 24, 20 și ceva la sută. Unde, unde, sunt celelalte? Da? Celelalte, adică Franța, Germania, Belgia, țări puternice, pe la 40. 4, 5, 40, 50, între 40 și 50. Da? Acolo mergem. Țările din rangul 2, să spunem, sunt cu un ciclu înaintea noastră, iar țările de rang 1, Germania, Franța, whatever, sunt cu două cicluri. Două cicluri. Uh -huh. okay? Deci, da, acolo ne îndreptăm, dar să mai spun ce, ceva, că prea am dus discuția pe imobiliare. <laughs> da, 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 nu era. <laughs> da, nu, nu era despre imobiliare. Da, subiect... România este avantajată pe toate domeniile. Toate domeniile. Domne! Mie mi se pare să faci bani acum în România din orice domeniu, că vorbești de imobiliare, că vorbești de bursă, că vorbești de uh, afaceri, este cea mai bună perioadă. Nu, nu neapărat că e cea mai bună perioadă acum, dar va fi fost cea mai bună perioadă dacă ne uităm în 20 de ani de acum încolo, ne vom uita în spate, vom fi văzut că, oh, cea mai bună perioadă a fost acum 20 de ani. Pentru că acum... Am dat la o parte comuniștii ăia care au furat moroc mă fabri și au preluat contracte de comerț exterior ale României și așa mai departe, copiii lor vedem. Da? O lor nu au fost în stare să devină cele mai bogate persoane din România, <laughs> pentru că au primit banii de agata furați da, de la exact. mai și tati. Aia vedam exact. noi 90 la televizor peste tot. ok? Da. O, unde sunt drazlele lor în businessul românesc? Că nu vezi unul, nu vezi unul, domne! Pe cine vezi? Îi vezi pe ea de la DedeMan, îi vezi pe ea de la WePath, îi vezi, da, vezi oameni care și ăștia sunt excepții, dar sunt foarte mulți care fac milioane de euro și de care n-am exact. auzit. Sunt tineri de 30 de ani care au fost săraci, lipiți pământul ca mine și ca tine în anii 90, dar care, da, prin, prin inteligență, prin studiu, prin educație, au început să facă bani și acum se creează, practic, noua generație de oameni cu bani și oportunitățile sunt grămadă pentru că uh, nu prea ai concurența exact. Uh, mamutului deja stabilit și cu procese bine puse la punct și uh, nu mai, și eficientizat la maximum cum e în afară. Uhum. În România este, este mult mai uh, go with the flow și toți sunt cumva la începuturi. Ok? De ce a reușit Dedeman? Nu? Pentru că de ce a, uh, One. Excelent. One United a fost printre primii care au adus ideea de a investi De ce au avut succes? Pentru că ei nu au investit cu banii lor Au fost printre primii care au adus ideea de joint venture Adică, mă duc la tine, Mihai ca... Și iar o dăm în imobiliare Îmi cer scuze, dar mă rog Nici mă... problemă, sigur va fi interesant da. pentru, pentru toată lumea da. Mă duc la tine, Mihai, care ai un teren într-o zonă bună Care mă interesează, zona nordului Și spun, băi, fii atent, n-am bani să-ți cumpăr terenul dar cum ar fi să facem un joint venture? Îți dau o între 18 și 23% din metri pătrați construiți la final, cam atât se practică în joint venture în București, ok? Și uh, tu iei mai mulți bani, iar eu pot să încep construcția fără să dau niciun ban pe teren. Genial! Vale. Ge Ai este vale. atât de simplu, dar în România nu. Nimeni nu făcea asta, că nu se știa. Ei au venit atunci în 2013 și au făcut această chestie, acest mic switch. În afară, dacă vrei să faci chestia asta, n-ai nicio șansă, că exact. toți fac chestia asta. ok? De și e. sunt ăia cu miliarde care fac chestia asta, n-ai nicio șansă în fața lor. da? Deci, din punctul meu de vedere, în România ai oportunități peste tot. Și doi, partea de taxare și impozitare în România... E paradis fiscal, da. paradis fiscal, <laughs> Păi pe, exact. pe burs avem 1% sau 3%, 1%, pe dividende da. avem 8%, pe capital gains avem 10%, 10. adică uh -huh. unde mai avem noi așa ceva? Unde? A, că suntem impozitați mulți pe salarii mici, corect, că dacă ne uităm în Europa vedem că au fix zero pe salarii mici da. Noi impozităm mult salariile mici, dar salariile mari nu le impozităm deloc mult Veniturile companiilor nu le impozităm deloc mult, investitorii nu impozităm deloc mult Da da, sunt foarte multe oportunități și e interesant de ce mulți dintre români în continuare aleg să plece în străinătate și să caute să se dezvolte acolo sau să să-și găsească drumul acolo, când oportunitățile și din punctul meu de vedere sunt cele mai mari în România cu... Uh, uh, statutul ăsta de pre-piață emergentă sau aproape piață emergentă, infrastructura care e așa cum e, dar se dezvoltă, suntem poziționați strategic în mijlocul Europei, avem și resurse, avem cam tot ce ne trebuie și, cum spuneai, nu prea există concurență, adică de la un anumit nivel încolo, oamenii bine pregătiți cu școală, cu idei, cu know-how, cu un pic de experiență și din afară, care citesc, care Uh, sunt interesați de dezvoltarea lor Au toate șansele să reușească Și ai dat câteva exemple Și exemplele sunt foarte foarte multe Spuneai ceva la un moment dat De articolul din ziarul financiar Astăzi am citit că în România Sunt 91 de mii de milionari Care au peste un milion de dolari Și undeva 9000 și ceva Parcă peste 30 de milioane Deci oameni cu bani sunt și chiar mai mulți Decât în Polonia Că era un pic uh, comparația cu, uh, cu Polonia Aș vrea să te mai întreb ceva apropo de imobiliare, și încheiem subiectul și trecem la zona de investiții. Cum vezi. Imobiliarele, în general, le cumperi și le faci pentru chirie și pentru a le închiria? Cum vezi. Sunt două lucruri la care eu mă gândesc. Primul este că România, populația României nu crește, ci scade, și asta ar putea influența negativ, cred eu, piața imobiliară. Și al doilea, este ok să comparăm doar, nu știu, cât, în cât timp din, din salariu mediu putem să cumpărăm o casă fără să avem în vedere și condițiile pe care ni le oferă România ca nivel de trai, că una este să trăiești, nu știu, să, ai, să trăiești în București și alta este să trăiești undeva în Polonia sau în Cehia la nivel de trai. Adică, din punctul meu de vedere, prețul versus venit, nu știu dacă e singura. Singurul metri. Bine, sunt mult, mult mai mulți metri, dar sunt curios cum, cum vezi tu lucrurile din cele două puncte de vedere. Legat de populație, nu sunt absolut deloc îngrijorat, pentru că, iarăși, eu, nu, eu personal uneori nu pot să înțeleg, de afel nici nu prea mă uit. Dacă mă uit odată la trei luni, o oră la televizor, e mult. Numai că în momentul în care în online apar informații, de exemplu, 220.000 de români au emigrat sau mă rog, de persoane, de persoane au emigrat din țară. Populația scade, toată lumea pleacă. Dar nu spun și că vreo 210 au intrat. Adică, că e asta, da. adică, partea asta poveștii n-am auzit. Păi n-ai auzit-o pentru că în România nu știu de ce sunt foarte mulți axați doar pe chestii negative, dar nu se uită la ansamblu. Negativul vinde. Da, negativul vinde, așa e. Da? Deci, practic, stăm aproape pe zero. Dacă te uiți în ultimii ani, în fiecare an aproape pe zero. Cu imigrați și emigrați. Uh -huh. Și abia aștept să văd ce s-a întâmplat, apropo, în 2022, că încă n-au apărut datele, dar abia aștept să văd ce s-a întâmplat. Deci, asta odată. Doi, tot pe populație avem o migrație internă din zone rurale, rurale. spre uh, urban la o accelerație de două ori mai mare față de media Uniunii Europene. De ce? Pentru că gradul nostru de urbanizare, de oameni care trăiesc în mediul urban, ce înseamnă mediul urban? Oraș plus și casele le din jur orașelor. Mari, orașe mari, nu. <laughs> oraș mic, doar că a fost denumit oraș. Așa, um, avem cel mai mic procent din Uniunea Europeană. Nu mai îmi vine în minte exact, nu știu, cred că suntem undeva pe la 50%, față de 70% Uniunea Europeană. Deci avem de crescut enorm, enorm. A, ah, se vor depopula satele? Cu siguranță. A, ah, ne plângem sau vrem să găsim soluții pentru a nu se depopula satele? Hai să-ți dau newsflash. Nu o să găsești nicio soluție niciodată. De ce? De unde știu chestia asta? Sunt eu gică contra? Nu, mă uit în Franța. Ați fost vreodată? Lasă Paris, mă duc la Paris cu gagica. Nu, lasă Marseille că mă duc la plajă. Ia mașina, și plimbă -te tu frumos în Franța aia rurală și spunem ce vezi. O să vezi numai băbuțe și moșuleți de 90 de ani, săraci lipiți pământul, cu casă le vai de mama. Bine, mai bine decât ale noastre, dar oricum <laughs> vai de mama lor. Păi când era, lasă că a venit COVID-ul și ne-a distras atenția, dar jilejonul de ce au ieșit? De, de ce ieșeau ea din Franța? Ok? Eu am făcut Franța cu mașina de mi-a venit rău, că m-am plimbat cu munca de mi-a venit rău. E, Așa se va întâmpla și în România. Partea rurală se va depopula din ce în ce mai mult și nu ai cum să o oprești. Cine mai vrea astăzi să Nimeni. stea în coclauri? A, că ai tu acum o idee și crezi că ar fi mișto să stai izolat undeva, după un an îți trece, după un an, după trei luni îți trece când vezi că n-ai medic, că n-ai aia, că n-ai aia, că n-ai aia, îți -ai trece și revitul în lângă orașe. Da? Deci, Am uh, ideea este că uh, n-am nici cea mai mică, și trei. Oameni buni. România nu face altceva decât să urmeze ce au urmat și ce alte țări din European. Ce se va întâmpla în România din perspectiva populației, veți vedea, pot să fac acum un pariu pe ce vreți voi, că vom avea din ce în ce mai mulți non-europeni care vor veni în Europa. Deja deci se lucru, simte. Mai mult mai mulți, mult mai mulți. Păi gândește-te că am început cu 25.000 cota așa am ajuns la 100.000, cât? 3-4 ani, nu mai știu cât, da? o să tot crească cota asta. Păi dacă te duci în Belgia, nu mai știu, adică sunt mai mulți, mă rog, de o culoare non sau de alta. Da, nu europeni decât Bine, care acum s-au europenizat. Ideea este să-i europenizezi, da? adică să-i integrezi în societate. Cum a făcut Germania cu turcii? I-au integrat foarte bine. ok? Sau, mă rog, pe majoritatea au integrat foarte bine. Cea mai mare comunitate de turci în Germania. În Germania. Okay? Uh -huh. Da, deci ideea este că n-am nici cea mai mică... Uh, Grijă de populație. Iar partea de venit, venitul net, eu întotdeauna mă uit la venitul net din zona de interes, da? Deci mă uhum. uit la venitul mediu net din București pentru proprietățile din București. Uhum. O dată. Doi. În mod evident că stilul de viață, chiar și în interiorul țării, una e să compari un orașel mic din țară cu București sau Clujul sau Timișoara uhum. sau Whatever, da? Dar asta nu ai cum să. Adică ar fi un pic stupid să iei în calcul. De ce? Pentru că nu e ca și cum toți bucureștenii se vor muta în Viena sau în nu știu unde, Londra, că e mai bine. Nu. Întotdeauna vei avea o masă de oameni consistentă care se uh, care se, se stabilește în București sau în Cluj uh -huh. sau unde se stabilește. Deci. Nu are sens să aduc în ecuație că acolo se trăiește mai bine ca aici, în momentul în care foarte mulți vor să locuiască în România. Adică, nu are sens, uh -huh. da? Uh -huh. De-aia nu, nu văd neapărat o legătură între cele două. Da, eu, eu mă gândeam că, de exemplu, dacă metru pătrat din România e 1500 de euro, la veniturile din România și în uh, Viena, că de exemplu Viena e 3000 de euro. Diferența este odată diferența de venituri, dar mai este și uh, nivelul de trai. Adică. Ceea ce îți oferă Viena, ce infrastructură, ce școli, ce grădinițe, Eu ce. Înțeleg, lucru dar asta... n-ai cum, cum să iei acest lucru, pentru că nu e ca și cum ne vom muta toți în Viena sau în Germania. Da, Întotdeauna da, da, da. Va, va fi o masă de oameni care rămâne în București, rămâne în Cluj, rămâne în Iași și așa mai departe. ok? Atât timp cât acea masă de oameni e suficient de mare, nu contează. Poate uh -huh. să fie să curgă miere pe Viena. Nu uh -huh. contează. Și, doi, îți mai spun ceva, și aici mulți oameni sunt supărați când le zic, dar. Asta este, indiferent de ce informație îți dau eu, indiferent cât de greu îți pică, băi bucură-te că ai aflat-o că e mai bine să afli Pare. informația factuală, cum stă lucrurile decât să stai ca struțul lucrurile să se întâmple în jurul tău și tu să nu știi. Uh -huh. În România într-adevăr sunt foarte multe persoane care câștigă puțin. <laughs> Cred că peste jumătate din român că -și au salariu minim, bă minim. E, minim. Este naș. În același timp dacă ne uităm, iar revenim la piața imobiliară, nu contează, ei nu contează în ecuație. De ce? Hai să ne uităm pe București. În București câte tranzacții totale au fost în București în anul trecut? Undeva pe 120.000, 130.000, nu mai țin minte exact. Ok? E, păi în situația asta nu ai nevoie decât de 130.000 de oameni să, cu bani care pot să-ți cumpere ție toate imobiliarele. Și atât! Și guess what? Avem mult mai mulți în București, vorbesc de un oraș da, particular, putea să fie orice alt oraș Păi avem numai 120.000 de it în București, avem o groază de medici, avem ingineri, avem freelanceri Avem nu știu câți zeci de mii de milionari care sunt în București Păi uh -huh. numai ei pot să cumpere tot stocul imobiliar din București pe următorii 2 ani lejer Pe toată țara, persoane cu bani pot să cumpere tot stocul imobiliar prin rotație pe următorii 3 ani Nici nu mai contează ceilalți Ești deci un uh -huh. corporatist care câștigă 1000 de euro, taflac te plângi că trebuie să faci credit, te aflac. Păi de ce avem 60% din, mă rog, da, 60% din totalitatea tranzacțiilor fără credit? Că sunt persoanele astea care au bani și își -și permit, avem vreo, avem, avem legeri. Nu mai zic de influxul diasporei din afară, care și aia sunt câteva milioane. Uh -huh. Okay. Mulțumesc de mult, Bogdan. Am Cred că am putea vorbi două ore. Tu sigur ai putea vorbi o, o zi întreagă despre imobiliare și tot ai mai avea de spus. Vreau să ne oprim un pic de, cu zona aceasta de imobiliare și aș vrea să discutăm un pic și despre investitorul începător. Uh, o parte din cei care urmăresc blogul meu educat și bogat.ro sunt investitori începători. Aș vrea să fac aici o mențiune că uh, uh, în perioada următoare avem conferința Start Invest, o conferință dedicată investitorului începător în perioada 11-12 martie. Uh, tu ești unul dintre speakerii acestui eveniment și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația. Este. vei discuta despre independență financiară ca în intraprenoriat și cum se poate atinge independența financiară lucrând în, în companie. Dacă poți să dai câteva, nu știu, mici hinturi despre prezentarea ta. Din punctul meu de, de vedere, intraprenoriatul este, unul, cea mai subevaluată metodă, subapreciată, subapreciată metodă de a face mulți bani, foarte mulți bani, ok, poate nu zeci de milioane de euro, deși poți să ajungi și acolo, uh, și cea mai puțin riscantă. Dacă mă întreb pe mine, băi, care, cum ai mai, mai multe șanse? Business sau intraprenoriat? Intraprenoriat, by far, bate businessul la fund. Mult mai, mai mult decât atât, intra, majoritatea antreprenorilor de succes sunt foști intraprenori. Deci dacă chiar vrei business, mai bine fă puțin intraprenoriat și după fă business oricâte cursuri cumperi tu de business, de nu o să te ajute cât te ajută să faci intraprenoriat. Păi oameni buni, aveți tot know-how companiei, toți experții, cei mai buni din lume lângă voi, din toate departamentele. Ești plătit să faci intraprenoriat. Nu ai niciun risc pentru că nu spui banii tăi făcând intraprenoriat. Da? Deci ai acces la informații, ai tooluri, ai suport, nu ai risc, Bă, de ce să nu faci? Correct. Și dacă dai fail, ai ales cu experiență, n-ai da. pierdut nimic și n a fost și plătit pentru chestia asta. Exact. Bă, crazy! Exact. crazy. Și îți mai spun ceva, un lucru și mai tare decât toate astea. Nu ai competiție. Garantat! Deci, vă garantez că dacă stați și analizați și vă uitați în companie, băi, care e la care face antreprenoriat și e implicat ce? Și... Să vezi că poate 1, găsi. Poate! poate n-ai competiție pentru că toată lumea vrea să se ducă și să -și ia salariu și după aia să se uită la Netflix sau eventual să urmărească acel corporate, uh, corporate ladder, Da, să crească, vreau uh, singurul meu scop e să promovez. e, ce trebuie să fac să promovez? Mă duc și vorbesc cu managerul, Ce trebuie să bifez ca să promovez? Păi ce ia mă? Nu mai bine te duci tu la manager și spui, băi, ok, care sunt nevoile? Hai să văd ce proiecte sunt mai dificile, ce proiecte aduc cei mai mulți bani. Te duci la director și vezi, te duci la alt departament și vezi și începi și tragi tu singur liniuțele, după care te duci la senior management și propui, începi să zici, băi, uite, uite, văd că avem aici niște oportunități sau avem aici niște probleme care ar trebui adresate, uite, am și o anumite idei de implementare și așa mai departe. Lasă corporate ladder că poți să câștigi din orice funcție ești mult mai mult decât oricare altul. Poate nu mai mult decât CXO, da? CEO, CEO, CEO mm -hmm. whatever. Dar cu siguranță. Păi, eu, hai să spun o, o chestie foarte amuzantă. Uite-te la CEO să vezi cât câștigă sau la CXO și vezi dacă acea companie e de tine sau nu. Uite, îți dau un mic hint, da? cum să ajuns să câștigi mult intraprenoriat Eu am plecat dintr-o companie după 9 luni de zile pentru că am constatat că CEO-ul companiei respective era sub media, sub CEO-ilor de pe industria respectivă. Wow. Și m-am gândit așa, bă, păi dacă ăștia nu-și plătesc executivul Bine. peste medie, de ce m-ar plăti pe mine un pârlit peste medie dacă fac intraprenoriat. Din start, am, când am aflat informația aia, am plecat instant. Ok, din companie. nu are sens! Nu are sens, da? Deci, deci, ideea este să-ți să găsești o companie care, într-adevăr, își respectă oamenii care fac intraprenoriat și fătat intraprenoriat, și îți mai garantez un lucru. Foarte mulți. Cred că 90% dintr-o companie sunt taxați pe promovări și pe jocuri politice, interese personale. Să iau eu un bonus acolo de 2, 3, 4, mii de euro, un rahat de bonus și să cresc, să-mi crească salariul, să fiu promovat. Foarte puțini, inclusiv la nivel de directori foarte puțin, sunt interesați pe ce ar trebui să fie interesați. Ce ar trebui eu să fac, indiferent de dorințele mele, astfel încât compania să ofere o valoare adăugată mai mare în industria în care activează clienților, da? partenerilor de business, furnizorilor și așa mai departe. Indiferent dacă o idee vine de la mine sau de la tine, câte ședințe nu sunt în care oamenii au orgoli și vor să implementeze ideile lor pentru că sunt ideile lor. Eu, pe mine niciodată nu m-a interesat. Eu întotdeauna dacă am auzit o idee mai bună decât a mea, am luat-o și am dus și am zborit ideea lui, dar hai să o implementăm că e genială, e mult mai bună decât a mea. Păi așa așa evoluezi. Și în momentul în care faci chestia asta, îți mai spun o garanție. Vei fi reperat. Pentru că exact. acești oameni, care sunt de la junior până la CEO, băi, se miros între ei. Pe se, se, te, instant te, te miroase. În momentul în care ai lăsat orgoliu deoparte, în momentul în care nu te interesează decât eficientizare, 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 eficientizare și cum să adaugi valoare adăugată, ești reperat și tras într-un club select, să spunem, al persoanelor care vor accelera din punct de vedere financiar. Mamă mia, mi se face pielea de găină, chiar îți spun, <laughs> când, când aud și, și mă gândesc unde am fi fiecare dintre noi și unde am fi noi ca țară dacă am putea să avem cât mai mulți dintre noi, mentalitatea asta și să o implementăm și în companiile în care lucrăm și să facem antreprenoriat. Probabil că ideea asta pe care o, o menționez tu ar fi un pic mai complicată: că ar fi concurența foarte mare. Că spuneai că în momentul ăsta concurența e foarte mică. Nu o să <laughs> fie niciodată. Așa. Eu spun eu că nu o să fie niciodată, <laughs> pentru că oamenii, din păcate, nu sunt capabili să privească pe termen lung. Exact. Dacă o per mai exact. ales cu social media de astăzi, dacă n-am rezultat în următoarea lună, gata, mă dau, gata. Mie mi-a luat 2 ani și ceva doi ani și ceva am tras ca un măgar, am tras ca un catâr, am tras de-am rupt și nu s-a văzut nimic, doi ani, da? E, și din al treilea an a început să vină bonus, a început să vină bonus, ca apropo, din intraprenoria nu câștigi din salariu, că câștigi din bonusuri. Uh -huh. Uh, hai să revenim un pic la zona de investiții. Câștigăm bani din intraprenoriat, primim bonusuri foarte mari, uh, ajungem să fim în clubul acela select, suntem super eficienți, aducem plus valoare. Uh, care ar fi pașii uh, pe care ar trebui un, un investitor sau un intraprenor în momentul în care a început să facă mai mulți bani? Ce ar trebui să facă cu banii? Care ar fi, din punctul tău, și Primul pas, al doilea pas, și pe urmă o să vorbim și de investiții? Primul pas, din punctul meu de vedere, evident, să se peduce în sensul ăsta, pentru că nu aș recomanda nimănui să înceapă să investească doar după ce a auzit, nu știu, o oră pe cineva vorbind într-un podcast. A, uh -huh. dacă faci un curs nișat, atunci, da, ok? pot să spunem să sare etape. Altfel să-și ia timpul necesar de a începe să citească despre investiții. Cele mai simple investiții, din punctul meu de vedere, sunt reprezentate de ETF-uri. Să înceapă să citească despre ETF-uri, găsește o grămadă de informație pe căruța cu bani, chiar exact. detaliat, despre ce înseamnă, cum e mai eficient, pareze fiscale și alte nebuneli, să o pornească de acolo. Să înceapă cu sume foarte mici, Prima mea investiție într-un ETF a fost de 200 de euro și mi-a tremurat degetul pe mouse, da? pentru că nu știi platforma, brokerul, nu știi dacă ai ales bine instrumentul, da, nu știi multe lucruri. Da? Oricât de, poți tu să faci oricâte cursuri vrei și oricât. Până nu faci, nu prinzi tu încrederea în tine. Deci, ETF-uri, după care să înceapă cu sume mici, iar mai departe să eficientizeze ușor, ușor. Și să, să muleze investițiile pe IPS-ul lor, da? pe, pe, pe profilul Banul lor de investiții. Uh -huh. Da, IPS-ul e Investor Policy Statement, deci un, un plan de investiții, să zicem. Uh -huh. uh, din punctul tău de vedere, deși investitorii la început de drum și eu am fost acolo și tu, uh, cât ar trebui, să, sau ar trebui să înceapă să investească activ sau pasiv? Cum, cum vezi început în investiții? Asta clar, a... pasiv. Clar, clar, pasiv. Pa, clar, pasiv. Pasiv activ e, îți trebuie experiență în spate, nu e atât de ușor. Deci, în punctul meu de vedere, cel mai simplu ar fi fie prin, de fapt, clar etf uri e cel mai pasiv mod prin care poți să o faci, ar mai fi o metodă semi-pasivă, să spunem, în companii plătitoare de dividende sau DJI, cum zic americanii. Mm -hmm. Deci acolo e pasiv. De ce? Nu poți să faci foarte multe greșeli acolo, pentru că din start te duci pe companii de tip quality. Și mm -hmm. atunci, oricât de tare ai da o în bară, nu Bola dai atât de, de tare în bară. Da, 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 da. Dar, cu siguranță, nu m-aș duce. Din păcate, majoritatea se duc pe activ. Activ, exact, de asta te întrebam, că tendința e să te duci în activ. Și din păcate, pierd destul de mult. Și obțira... eu, sincer, uite, eu investit din 2013. Ok, nu e o perioadă foarte mare, dar totuși sunt vreo 10 ani și ceva. Am undeva la 13% ceea ce agere pe etf ITF-ul. Băi, e fantastic. E, da, sincer, e, e. e fantastic. Deci, nu înseamnă că o să avem neapărat randamente foarte mici și nici nu înseamnă că, când îi aud, îmi vine să. Deci, îi aud. Următoarea decadă vor fi randamente mici. Bă, nu contează pentru că tu nu investești toți banii astăzi. Adică, dacă. Piața astăzi, poate e supraevaluată să spunem, să spunem că astăzi maxim istoric, mă rog, nu e maxim istoric, dar presupunem că e maxim istoric, da? Nu e ca și cum tu iei toți banii și pui acum. Nu, tu investești DCA, investești lunar, lunar că adică vei exact. prinde și scăderile alea mari, exact. ok? Mai mult decât atât, dacă te educi puțin mai mult, vei profita adițional de acele scăderi, deci tu îți vei crește randamentul, mm -hmm. da? Ideea este că, din păcate, majoritatea oamenilor nu sunt educați financiar, investițional, astfel încât să realizeze că, de fapt, se fac foarte mulți bani și, dacă te gândești la dobânda compusă, e mind blowing, adică tu ajungi să faci, la un moment dat, mult mai mulți bani din pasiv, pasiv din creșterea de cât activului, ce decât din cât luna. pui tu, efectiv. Exact. Da? E wow. Uh, am auzit așa, am auzit investiție pasivă, am, am auzit DCI sau investiție în tranșe, am auzit de uh, puterea dobânzii compuse, care pe termen lung este unul din puținele lucruri pe care investitorii îl, îl pierd din vedere. Uh, când introducem investițiile active? Investițiile active ar trebui introduse în momentul în care începem să stăpânim piața bursieră. Și okay. după ce știm să citim situații financiare, dacă nu știm să interpretăm un balance sheet, un income statement, un cash flow statement, ia-ți adio de la investiții active. Correct. Adică trebuie să fim realiști cu noi. Da, toți vrem să facem randamente, să... Da, știi să citești un balance sheet și după ce știi să-l citești, să-l interpretezi. Exact. Adică, nu, nu știu, păi atunci stai deoparte. Stai deoparte, citești, că nu te grăbește nimeni. Oamenii își imaginează că, mama, acum, astăzi, eu, dacă acum nu investesc, s-a dus oportunitatea. Nu, oportunitățile nu. sunt cu zecile, cu sutele în fiecare zi. Diferența este că noi, inclusiv eu, da, inclusiv eu, suntem atât de prostuți încât nu le vedem. Eu, poate din 100 de oportunități într-o săptămână, văd doar una. Că atât am început pe mine cap. Da. Că da. Pe tine, poate Nu pe tine, dar pe altcineva, poate zero. Poate el nu vede deloc, pentru că... Ok, deci ideea este că trebuie să fim conștienți că oportunități sunt mereu și vor fi întotdeauna, dar trebuie să fim și noi cât de cât pregătiți pentru a le vedea. Nu intrăm în Tesla sau în NIO sau în habar n-am ce, doar pentru că e la modă. Trebuie să gândim... peste tot, corect. Trebuie să gândim puțin, trebuie să analizăm puțin, să vedem ce se întâmplă fi, din punct de vedere fundamental, financiar, să vedem ce se întâmplă cu managementul, să vedem ce se întâmplă cu uh, sectorul de întregul, ok? Corect, Sau cu corect. industria, care industria e subsector, da? Deci, ideea este să analizăm și după aia să luăm o decizie. Uh -huh. uh, investiții pasive DCA, dobândă compusă, introducem ușor, ușor. Uh, investiția activă, imobiliarele, când le introducem. Ah, din punctul meu de vedere, pot să ne de de Că mai devreme, adică imobiliarele sunt, din punctul meu de vedere, o sursă excelentă de cash flow. Și, iarăși, dacă okay. vorbim de România, este atât de ușor să faci bani în România în imobiliare mm -hmm. pentru că n-ai concurență. Mm -hmm. Pentru că, în România, toată lumea are impresia că știe, știe. să investească din da, nimeni nu știe. Exact, adică, e doar adică, după nu, ureche. Adică. Exact. Inclusiv la televizor, vezi experți, băi, mă amuzam, era cineva la televizor care explica cum fac profituri dezvoltatorii și acum complet greșit cum explica. Era complet greșit. Habarnare. Ok? Habarnarea cum fac, de fapt, profit dezvoltatorii. Mind-blowing. Mind-blowing, da? Ei, în România, dacă nici măcar experții nu știu cum funcționează imobiliarele, tu îți dai seama cât știu nu știu, oamenii de rând, Exact. Da? Păi oamenii de rând cred că imobiliarele că, Când zic randament Ei cred că randament e chirie Chiria, pe, exact pe, chiria pe, da, pe valoarea apartamentului da? Când ăla e cel mai neimportant lucru în imobiliare Oamenii nu, nu nu știu Îți garantat că dacă oprim 100 de oameni pe stradă Nu știu dacă dăm de unul Care e capabil să-ți calculeze randamentul Unei investiții imobiliare pe ultimii 2 ani uh -huh. Băi, înțelegi ce spun? Unde suntem? Da. Ei nu știu cum să facă. Ei nu știu că, de fapt, în imobiliare se calculează un ROI sau un CAGR. Habar, nu o să facă CAGR pe imobiliar. Că ăla uh -huh. e, de fapt, important. Da, da, da. da, da. Și ăla e... E, adică și e atunci... combinat, da. Exact. Și atunci, da, nu mai zic de metode de investiții. Crezi tu că sunt foarte mulți care știu să facă, nu știu, uh, hai că să cumperi, să închiri pe termen lung, a auzit toată lumea. Dar cât știu să facă, nu știu pre-sales-uri, cât știu să facă, nu știu, o parte de uh, fix and rent, cât știu să facă uh, flip fix, fix flip, cât știu să facă, nu știu, terenuri, să iei un teren și să îmbunătățești parametrii, cât știu să iei un teren să-l parcelezi, C cât știu, uh, nu știu, să facă, uh, uh, o și chiar și la închiriere, domne. Păi lumea zice location, location, location. E un americanism complet stupid pentru că nu contează locația în primul rând. Locația e pe locul 2 întotdeauna. În primul rând contează dacă să spunem că ți-ai ales strategia de închiriat pe termen lung. Să spunem că asta e strategia ta, da? Nu locația e pe primul loc. Pe primul loc este tipologia chiriașului, băi, băiatului. Că una e să închiriezi unui expat, Stru. Da. Una e să închiriez unui corporatist, una e să închiriez unor tineri, una e să închiriez unor Student. studenți. După aia, pe locul 2, vine locația. Păi și doar acest lucru. Băi și românii nu-l știu, mă. Da. Înțelegi? chiar acest lucru. Nu, eu mă duc în Dorobanți, că acolo e zona hot. Sau eu mă duc în nu știu unde, că acolo e zona hot. Zona hot pentru ce? Exact. Pentru ce Pentru zona care hot? tipologie? Cui te care adresezi? tipologie? Că investiția ta... Nu, nu, nu toate investițiile sunt la fel. Corect. Da? Și gândește-te că am vorbit doar despre. Mă rog, am vorbit, am. Am, am atins așa, așa da. Agențial, doar chiria pe termen lung. Imaginează toate celelalte tipuri de strategii. De-aia zic, Doamne, în România nu Nu am concurență efectivă. Exact. Este atât de ușor. Și doi, în, numai în România, peste tot în lume, dacă pe bursă 100% din cei care sunt pe bursă uh, sunt investitori cu unicul lor scop de a-și crește. Capital. Investiția. Uh -huh. Și mai puțin sau mai mult au anumite cunoștințe de investiții, investiționale. Pe imobiliare, peste jumătate, mult peste jumătate, sunt oameni care cumpără locuință, proprietate personală, o singură dată în viață, exact. prima dată îi faci barză pe da seama că din punctul meu de vedere al investitorului, este ca și cum pui un rechin într-un exact. uh, într bazin cu pește. Exact. Sau un lup în uh, cirada de Sau Un lup în, în cirada o... de față e, e ok. Trebuie un... menționat că foarte multe din lucrurile pe care do doar l ai menționat, toți le pot afla din. Webinarile tale, le organizez cam o dată la un trimestru, dacă nu mă înșel. Sunt foarte bine argumentate și cu foarte multe date și foarte multe cifre și cu concluzii foarte clare și fără emoții, că spuneai apropo de emoții, că nu te interesează emoțiile, te interesează cifrele și le recomand tuturor să se, să se înscrie și să participe la ele. Ne apropiem ușor, ușor de final. Aș vrea să te întreb un pic, că ai vorbit de primul pas Zona aceasta de educație financiară și să te, te educi. Aș vrea să întreb și pentru tine, deși tu mi-ai răspuns deja începuturile cu, cu Brian Tracy, cât de importantă crezi că este educația continuă în viața noastră și ca persoane și ca investitori? Cât poate să facă diferența educația în viața noastră? Enorm, practic, tot ce suntem, nu? tot ce debităm, respirăm, gesticulăm. Se datorează educației. Acum, mie îmi place să zic în felul următor, și chiar fac acest lucru, vorbesc foarte serios, deși o expun poate puțin metaforic. Odată la șase luni, mă uit în spate și văd, mă rog, nu în spate aici, la un milion, mă uit în spatele meu și vreau să zic că bă, cât de prost eram acum șase luni, pentru că asta înseamnă că am evoluat. Super, ok? Tare. Dacă mă uit în spate și zic Uite mă ce interesant, eram deștept și atunci Înseamnă că trebuie să pun un semn de întrebare Și că n-am evoluat Și că am bătut pasul pe loc Și că de fapt m-am prostit Pentru că în na, secolul ăsta Dacă nu evoluezi Nu rămâi pe loc Involuezi. De fapt rămâi în urmă Pentru că sunt oameni care trag Sunt oameni care se educă A atins o masă critică Și rămâi în urmă, efectiv Vedem la joburi, da? Din ce în ce nu prea mai avem nevoie de joburi mecanice, de joburi uh, simple, de joburi, da? Sunt uh, oamenii, sunt înlocuiți de tehnologie și dacă nu te afli pe spectrul ăla al oamenilor care se ajută de tehnologia nouă, s-ar putea să ai probleme. Uh -huh. uh, cu educația în orice domeniu e la fel. Și e bine să te diversifici. De ce? Nu e bine să. Să înveți doar despre investiții. Nu e bine să înveți doar despre carieră. Este bine să înveți și poate puțin despre nu știu, nutriție, alte domenii. Despre, nu știu, dacă, dacă îți place partea asta de spațiu, astrologie, whatever. Poate îți place fitness, să înveți despre fitness. De ce? În momentul în care citești și te educi din mai multe domenii, mai multe arii, Încep să se facă tot felul de conexiuni foarte exact. interesante în creier. E exact. conexiuni care uh, poți să le definești ca inovație, poți uh -huh. să le definești ca inspirație, poți să le definești ca lucru pe care tu le aduci noi în viața asta, pentru că noi suntem destul de prostuți. Nu putem să ne imaginăm ceva ce nu există. Suntem prostuți în sensul ăsta, dar suntem deștepți în alt aspect. Dacă învățăm multe lucruri din multe domenii, facem conexiuni ca ce rezultă o, uh -huh, un, uh -huh. un lucru nou. Okay? Și uh -huh. așa reușești să, să te menții în mod ironic competitiv în domeniul tău de interes. Să spunem că domeniul meu de interes sunt investițiile. Nu știu, zic eu. Sau, nu știu, cariera mea, să spunem, sunt programator, habar n-am, în IT, programator. Da? În mod ironic. Dar dacă mă concentrez doar pe programare, nu voi fi la fel de bun față de un altul care se concentrează și pe alte domenii. Uh -huh, pe înțeleg. Uh, voi vedea de altfel, uite că m -am, eu lucrez foarte mult cu programatorii, pentru că, evident, cum poți să. Adică, orice inovare o faci astăzi în bancă. Ai e nevoie de tehnologie, ei, da. Nu ai cum să o faci altfel, da? E și cei mai buni programator cu care am lucrat și chiar la nivel mondial, dacă te uiți, sunt cei care au studiat și psihologie. Și uh -huh. Da, 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 zic. înțeleg. Pentru că atunci încep să faci practic tot felul de conexiuni care vin din wow, din nicăieri. Da? Deci educația, din punctul meu de vedere, este tot ce te definește persoana de astăzi. Totul, fiecare celălalt din corpul tău e definită de educație. De asta și eu sunt întotdeauna totul de acord cu ce spune și blogul meu se numește Educat și Bogat, pentru că eu cred foarte mult că educația ne îmbunătățește fiecare aspect al vieții și ne duce 10 ani lumină într-un an sau evoluția este fulminantă și dacă ne uităm la mari antreprenori, mari oameni ai lumii, toți au ceva în comun, faptul că se educă continuu, citesc evoluează, învață de la ei, de la prieteni, de la cercul de prieteni, citesc foarte mult, fac cursuri, au mentori și așa mai departe. Cred că A... cel mai important lucru este să înțelegem că suntem limitați. Să nu avem impresia vreodată că suntem arhisuficienți și că suntem inteligenți. Nu. Trebuie să spun eu astăzi, Bogdan, de astăzi e prost. Trebuie să mă educ. Trebuie să realizez că pot afla informații noi valoroase de la altcineva. Carte, persoană, curs, uh -huh. nu mă interesează. Mentor, mi-e plăcut să lucrez cu mentor. Eu am mentori grămadă pe fiecare parte a vieții mele. Da? Uh -huh. Eu lucrez foarte bine așa. E, și atunci, dacă ținem cont că într-adevăr suntem limitați, doar atunci putem să evoluăm. Pentru că dacă noi avem impresia că știm noi mai bine, nu o să evoluezi. Uh -huh. Și cu mintea ta de acum nu poți să faci niște un milion de euro de exemplu. Ai Însă de cum ta. îți explici cum îți explici că toate persoanele care au ajuns să fie financiar bine, un milion de euro, 10 milioane de euro, 100 de milioane de euro, nu contează cât, dacă au căzut vreodată financiar, întotdeauna au reușit să revină. Sau cum îmi place mie să zic, eu pot când astăzi să o iau de la zero, garantat în 1, 2, 3 ani, iar ajung să fac sute de mii de euro lejer. Lejer, lejer! Nu că în 2-3 ani, pe an sau pe lună. ok? De ce? Pentru că banii Ai sunt o consecință. Exact. exact, sunt o consecință a mindsetului și a skillurilor pe care le am. Da? A, dacă mă întreabă cineva, da, Bogdan, dacă poți să faci 10 milioane de euro într-un an, nu, nu pot, recunosc. Pentru că nu sunt de ajuns de bun astăzi încât să fac 10 milioane de euro într-un an. Dacă mă întreb, da, Bogdan, poți să faci un milion pe an, da, din orice, oricând, orice îmi dai la dispoziție, da? Mm -hmm. Dar. Trebuie să înțelegem că suntem limitați, da? Și chiar dacă acum ni se pare imposibil, trebuie să ne educăm pentru că vom vedea că în timp nu e deloc imposibil. Și Imposibilul, că Imposibilul se post... transformă în posibil, trebuie doar să credem și să Bine. facem ce trebuie ca să ajungem acolo. Bine. Bine. Apropo de educație, poți face o recomandare de cărți care pentru tine, nu știu, ți-au schimbat modul de a gândi sau care crezi că ar putea ajuta ascultătorii să. Să dezvolte diferite arii, investiții, imobiliare, mindset, de ce nu? Pe mine, mă rog, am zis, m-au ajutat foarte mult cărțile lui Brian, Brian Tracy. Lui uh -huh. Pe toate le-am... Mă rog, nu știu dacă pe toate, că în ultimul timp nu știu dacă le-am citit pe toate ce au mai fost scoase, dar cel puțin în trecut tot urmăream, făceam. Plus că cărțile și cărțile lui de acum sunt, de fapt, tot felul de concentrări de informații ale uh, informațiilor pe care le distribuia... Acum 20 ani, da, mm -hmm. 10 ani, 20 de ani. El e bătrânel, să știi. Nu știu, o carte, cele două cărți de la Ray Dalio, pe ambele sunt absolut excelente, mm -hmm. deși a doua poate e puțin mai principii și care uh, am uitat master. cum se cheamă, nu știu cum, Noua ordine mondială, The New, Aha, world, da, da. The new world Order. World Order sau whatever, mm -hmm. cum se cheamă. Okay. Uh, nu s-a apărut în română, încă eu am mm -hmm. citit în engleză pe pe Kindle, pe mm -hmm. Dar, da e excelentă, deși poate cu multe date, nu știu, uh -huh. oamenii au observat că se plictisesc din da, 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 da. În mod ironic, cele mai, cele mai tehnice ale mele, care din punctul meu de vedere sunt cele mai... Consistente uh, și pline de... Nu că, nu că consistente, dar cele mai utile pentru oameni sunt cele mai puțin citite, în mod ironic. Și dacă vorbesc de ceva pur motivațional, sunt cele mai citite. Dar oamenii n-au nevoie de motivație, oamenii au nevoie de know-how. Da? Exact. Pentru că, ok, ești motivat, dar cum fac? Ce fac? Adică, hai, vă dar, mă rog, fiecare funcționează pe stilul lui. Da. Cam o carte din exista. imobiliare? Băi, pe România nu prea există. Nu neapărat pe România. Știu că unele principii nu se aplică M foarte bine. Eu am învățat foarte mult pe imobiliare prin expunere Ai. Că, bine, în primul rând prin faptul <laughs> de greșeli pe care le-am da. făcut <laughs> <laughs> și mi-am mi făcut niște prieteni la vremea aia, nu mai știu dacă mai există pentru că nu mai urmăresc dar la vremea aia m-am înregistrat, era un forum se numea Bigger Pockets uh -huh. uh, cred că mai există, nu știu sub ce formă sau nu știu ce și mi-am făcut o felul de prieteni acolo americani care investeau uh -huh. în uh, imobiliare fantastic, adică Uh, erau milionari, erau oameni care aveau zeci de milioane de euro în portofolii imobiliare și vorbeau cu un, unul ca mine, da, care aveam și eu un apartament sau două apartamente. Fantastic. Și am m foarte mult altfel. îți spun am sincer, sens. eu nu am citit nici o carte, uh, să spunem, axată de punct de vedere tehnic, pe uh, numai investițional numai. pe imobiliare. De ce? Pentru că mie mi-a fost clar de atunci, de când vorbeam cu uh, cei din SUA, Că nu se aplică mai nimic. În, exact. în Europa și cu atât mai puțin în, în România. De ce? Ei au foarte multe metode de finanțare pe care noi nu le avem. Uh -huh. Ei au foarte multe metode de reducere a uh, cheltuielilor pe care noi nu le avem. Uh -huh. Începem ușor ușor să le avem și noi. Uite, începem acum foarte interesant și voi vorbi la webinarul de marța viitoare. Mă rog, nu știu când publici tu ăsta. Dar că de ideea e la o de imobiliare, care va fi sau a fost în funcție <laughs> de cultură, da? voi vorbi despre um, taxarea, impozitarea în sistem real, care a fost mm -hmm. introdus acum în 2023, 23. unde mm -hmm. poți să deduci tot felul de chestii. Poți să amortizezi, poți să pui depreciere pe imobil sau pe mobi, pe, pe mobile. Pe mobile adică, nu știu, mobila ce ai în casă mm -hmm. sau rata de la dobânda, de la credit sau multe alte astfel de lucruri mm -hmm. sau ozitele, de exemplu, pe care le plătești pe acel. sau chiar chiar și utilitățile, dacă faci o anumită șmecherie. Deci poți să le Aritele... deduci. Da, da, exact. Deci începem și noi ușor, ușor să ne maturizăm ca piață, dar încă nu suntem acolo. Ce am mai învățat foarte mult, tot de la cei de la Bigger Pockets, am învățat foarte mult să analizez piața. Uh -huh. da? În România, credem pe cuvânt, nu sunt companii. Pe real estate care analizează cât analizez eu piața imobiliară. Da? Pentru că pur și simplu am învățat de la americani, atât tot. Dar, încă o dată, eu n-am învățat dintr-o carte, am avut cumva norocul să mă bag în seamă cu niște americani, și cam mai am fost. Te-ai făcut norocul, nu ai avut norocul. De -am, de am, Dar, la... am fost trist, la vremea aia am fost trist pentru că nu am găsit nimic pe România, Vă spun, și nici uhum. acum. Dacă cauți acum pe România, în afară de căruța cu bani, care să vorbească în detaliu despre imobiliare, Cifre, nu da. găsești pe nimeni. Nimeni! A, că ai agenții imobiliari care arată cam... Care na, participă chiar, la cursurile tale. Sau în așa, da. Foarte bine să participe, da, 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 dar, da? Dar ideea este că nu prea sunt. Sunt foarte puțini. Păi cum îți explici că abia... Uită-te puțin în, 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 în media. În, chiar în ziare. Doar mm. de vreo 2 ani Sincer, se vorbește despre rația asta, câte apartamente se cumpără cu cash. Da, da, da. Eu la tine am auzit prima, De unde luată? Da, de unde ori fi luată când eu vorbesc de ea, de vreo șase ani. Da? Deci, ideea e bine și o calculez din 2013. Deci, ideea este că, din păcate, nu am găsit am în România și atunci a trebuit să mă îndrept spre na, Bigger Packets la vremea aia, acum nu știu ce mai e, dacă mai e, habar n-am, dar dacă mai e. Puteți să vă aruncați un loc, poate chiar îmi găsiți comentarii de ale mele din dacă 10 de, de ani. Auzi, apropo de asta și de oportunitățile din România, poate n-ar fi o idee să scrii o carte despre imobiliare și despre imobiliarele din România, că e un vid foarte mare pe care tu l-ai evidențiat și ai tot ce trebuie să... nu știu timp, dar informații... Am, am, am în plan, am în plan să scot chiar două cărți, una este aproape gata și una dintre ele într adevăr este pe imobiliare. Sper să o fac. Acum, da, într adevăr durează puțin mai mult timp decât mm -hmm. mi-am imaginat, mm -hmm. pentru că am avut multe alte lucruri, întotdeauna apar multe alte lucruri și n-a fost neapărat prioritatea numărul 1, dar speranța noastră să apuc. Speranța mm -hmm. să apuc și chiar sunt curios pentru că uite, a apărut o carte în care nu știu, am fost trist, sincer. A apărut o carte care, în care se compara, se compara o, investiție, o investiție imobiliară cu o investiție pe bursă și la partea de bursă a luat în calcul aprecierea și reinvestirea dividendelor de la an la an, ceea uh -huh. ce e corect. Și la chirie iar nu la, sau la imobiliere? Iar la chirie nu a luat în calcul aprecierea, uh, la, nici la chirie, nici la apartament, Preț, adică uh -huh. ca și cum chiria și <laughs> apartament au rămas la fel și doi, nu au luat în calcul reinvestirea chirilor. <laughs> Și da. a concluzionat omulețul nostru că iau te pe bursă nu știu, două e mai am scos ori trei sau ori patru sau ori cinci. <laughs> este noaptea minții. Când dacă te uiți, uite, carte excelentă, o carte excelentă pe care am citit-o, dar acum mai mult timp, uh, cum se cheamă, cum se cheamă, ah, am un lapsus. The Return of Everything. Uh -huh. Fabuloasă. Greu de citit pentru că e tehnică, dar cine o citește învață multe. Pentru uh -huh. că acolo a făcut foarte interesant o comparație între randamentele imobiliarelor versus randamentele burselor. Uh -huh. Nu numai pe SUA, foarte uh -huh. interesant. Și pe, și la nivel de Europa, și la nivel de SUA, și la nivel mondial, cea mai bună carte pe uh, pe returnuri aia este. Uh, am uh, am, am notat-o, The Return of da, Everything, super tare. Excelent. Și acolo vei vedea că randamentele la imobiliare au ieșit la virgulă egale cu cele de pe bursă. Cu investițiile. Uh -huh. Dar, dacă includem că un investitor știe, investim din punct de vedere risk-reward. Da. da. Cum ai spus și tu, dacă vedem că în imobiliare randamentele sunt mai mari, ne punem în imobiliare, nu lăsăm banii în depozite. Dacă în depozitele randamentele sunt mai mari, s-ar putea să fie mai interesant să lăsăm în depozite, că riscul exact. e mai mic. Exact. Okay? E, dacă ajustăm la risc, au bătut la poponeți imobiliarele de aurupt. De Vreau ce? Să te întreb ceva Atentu? aici. <laughs> da. <laughs> Du-ți ideea până la capăt și după Ei, aia. Ei, pentru că... că dacă la un moment dat vine o criză, nu e ca și cum îți vinzi locuința în care Atunci, stai. Da, ok, da, ok, a scăzut valoarea dacă cu ce te afectează? Uh -huh. Cu nimic. Pe tine, uh -huh. ca proprietar, nu te afectează cu nimic, decât dacă voiai tu să vinzi fix acum. Uh -huh. Da. 90% dintre noi nu vrem să. Nu vindem, da, mai ales că sunt. Da, au o volatilitate okay. mult mai mică. Deci, atenție cu lucrurile pe care le citim din stânga în uh -huh. dreapta cu persoane care nu au experiență pe investiții, că s-ar putea să luăm niște decizii și în 20 de ani să constatăm că au fost destul de greșite. Uite ce vreau să te întreb apropo de risk reward. Eu cred că în mintea mea eu mai introduc încă un parametru. E risk reward și efort. Pentru că e important și efortul și zona de imobiliare, cel puțin până când așez lucrurile, efortul e mai mare decât, nu știu, investiția într-un ETF sau investiția A, -a în piața de, de capital. Dar trebuie avute toate cele trei, risc, randament și și efort. Bun. Eu, uh, eu zic rog. că, nu cu o idee, pentru că eu întotdeauna pun următoarea idee. Nu o zic în felul tău, o zic altfel. Mai ales că vorbesc cu foarte multe. Asa am vorbit și încă o să mai vorbesc cu foarte multe persoane în coaching, uh -huh. uh, mă rog, consultanță să o numim, că am vorbit cu peste un milion de români și un milion, o mie de, de români. <laughs> cu o mie, o mie de, de români. Și eu le spun în felul următor. Nu contează atât de mult ce clasă de active îți produce randament maximizat. Nu contează chiar nici efortul, cum ai spus tu, contează ce îți place ție. Pentru că degeaba spun eu ție, pe imobiliare scoți mai mult, să spunem. Nu zic că scoți mai mult, să spunem că scoți mai mult, da? Dar dacă ții, nu-ți plac imobiliarele, te stresează să ai un chiriaș, uh -huh. te stresează să ai uh, o stricăciune în apartament. Bun, nu investim în imobiliare. Corect. de ce? Pentru că banii destinați investițiilor. Au un singur scop. Și, nu, și nici măcar nu e scopul de a face mai mulți bani. Ăla e un scop secundar. Scopul principal este să îți facă ție viața mai ușoară. Să contribuie la un stil de viață mai bun în prezent și în viitor. Iar dacă investiția mea mă stresează, mai bine nu o fac. Corect. Dacă mă stresează bursa, că e prea volatilă, Numai. nu investi în bursă. Nici o problemă. Dacă te stresează cripto, nu investi în cripto. Nu trebuie să investim într-o clasă de active doar pentru că are randament maximizat. Nu. Investim în ceea ce ne conferă nouă o liniște în viața noastră. Dormim liniștiți la noapte, ne concentrăm pe activitățile care ne inspiră, care ne îndeplinesc sufletește și așa mai departe. Asta e scopul investițiilor, pentru că altfel tu fără acele investiții ai putea trăi liniștit foarte bine. Uh -huh, da? corect, deci singurul scop să-ți crească corect. nivelul de fericire. Uh -huh. Wow, mama mia! Îți mulțumesc foarte mult pentru împărtășire. Sunt atât de multe informații de calitate. Apropo de învățat, am nu știu două, trei, patru pagini de, de, de notițe și cu siguranță o să, o să revăd de câteva ori filmulețul ăsta. Două lucruri aș mai vrea să te întreb în încheiere. Primul este, dacă ai putea să te întorci și să vorbești cu Bogdan de la 20 de ani, ce i-ai spune lui, ce, 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 ai, ce ai vrea să-i transmiți și ce crezi că l-ar ajuta pe Bogdan și implicit pe investitorii aflați la început de drum, poate cei la, la vârste fragede, să știe care le-ar le putea îmbunătăți semnificativ uh, parcursul financiar sau investițional. Dacă m-aș întâlni la 20 de ani, din punctul meu de vedere, nu am decăzut uh oriunde între 19 și 22 de ani, cred că am decăzut. În sensul în care am fost la școli de top, am fost la licee de top în București, top, top, da? top 3, top. Am intrat în facultate, am dat de un mediu foarte slab, foarte slab. Prime, primii doi ani, majoritatea materiilor au fost ce am făcut și în liceu, Păi învățam integrale la facultate, păi le știam pe de rost, dă-le că le făceam, de le rupeam. Am învățat fizică, mecanică, păi mecanică am învățat la liceu de mi-a sărit pe nas să făceam ce vrei tu la mecanică. Termodinamică, le știam, chimie, păi le știam pe de rost, eram as, da? În facultate am reluat acele lucruri, nu am înțeles de ce, din punctul meu de vedere am pierdut 2 ani de zile. Evident că 90% din cei care au venit nu le știau, nu știu cum de nu le știau, da? Și uh, m-a făcut să mă las pe tânjală, să mă dau așa pe tânjeală, să zic, bă, nu pun efort, că oricum mă duceam la examen, luam examen, mai și picam câte un examen, că nu, și învățam pe de rău, era ca de formulă, pe, nu formulă, teorie pe care mi-o dădeau, dar întotdeauna aveam, uh, cum se chema, uh, nu primă, nu bonus, cum se chema, când ai note mari, ai, nu știu ce, de la facultate, în fine, whatever, deci... Uh, Aveam mereu în primul semestru bani de la facultate, că aveam note mari, așa, dar. Aveai bursă. Bursă, bursă, așa, da. aveam bursă. După care, în al doilea semestru, nu aveam, că mereu mai chiulea, mai nu știu ce în fine. Că era prea ușor pentru mine. Și uh, mare prostie am făcut, pentru că fix în perioada aia când suntem cei mai inteligenți, mm -hmm. pur, tehnic vorbind, M-am lăsat așa, am trecut hai hui, nu prea am făcut mare lucru cu viața mea și îmi pare rău da? Adică dacă m-aș întâlni acum, aș merge în trecut, mi-aș da două palme Mă da. spune bă băiatule, pune mâna și învață, învață alte lucruri, învață suplimentar, deschide cărți noi pe domenii diverse sau intră mult mai mult în de detaliu pe domeniul, nu știu, construcțiilor civile, dacă dacă asta te pasionează, dar nu sta și du-te în club, nu sta și du-te la restaurante, nu sta și du-te uh, cu fetița, nu sta și uite-te la filme și așa mai departe. A fost o perioadă sincer, după ce am realizat, m-a ajutat foarte mult, poate ajută pe cei care sunt acum în facultate, este o fundație care se cheamă Leaders. Fundația uh -huh. Leaders excelentă, este cea care m-a ajutat să-mi deschidă ochii spre leadership pe la 23 de ani. Am făcut o școală, Leader School, am fost sponsorizat de o companie din România să particip și mi-a deschis ochii. Adică acolo am realizat cât de prost sunt și cum îmi mirosesc, da, cum îmi mirosesc, până la urmă, capacitățile mele Uh, și aia e, pentru că, din păcate, de foarte multe ori în facultate, cel puțin în România, pe nivelul e atât de da, jos, atât jos, de așa slab, e, din păcate, da. încât, uh, Jesus Christ, poți să cazi repede în capcana de a nu face nimic. Mulțumesc mult, Bogdan. Și ultima întrebare și cea care eu pun de fiecare dată și îmi place cel mai mult. Dacă, ar putea, dacă ai putea să scrii un mesaj pe cel mai mare panou publicitar din București sau din România, care să fie văzut de 100.000 de, de, români zilnic. Ce scrie pe mesajul ăla, nu știu, o frază, o propoziție care să îi ajute poate să vadă lucrurile altfel, să, 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 să transmiți tot ce ai acumulat în cei 20, 30, 35 de ani de, de viață. Ce, ce scrie pe panou? Probabil că scrie ceva de genul libertate financiară la 65, tăiat 30 de ani. De 65, tăiat 30 uh -huh. de ani. De ce aș scrie mesajul ăsta? Unu, aș fi conștient că 90% din români nu l-ar înțelege, dar nu-mi pasă, pentru că la fel, e și, la, la fel am construit și căruța cu bani. Eu sunt absolut conștient că 90% din român nu o să înțeleagă niciodată contentul meu. De ce? Pentru că eu nu sunt taxat pe. Mindset neapărat sau pe, pe schimbarea mentalității. La mine, pe căruța cu bani, vin oamenii care știu deja ce vor, știu că vreau să câștig mai mult, știu că vreau să investesc, știu că vreau să-mi pun în ordine finanțele personale, dar nu știu cum. Uh -huh. Sau o fac deja, dar nu o fac eficient. Cum aș putea să fac mai eficient? Aia este nișa mea. Nu am abilitatea. Nu am cunoștințele psihologice sau whatever de a lucra la mental, de a schimba uh, mentalitatea omului, și nici nu vreau și nici nu mi-ar plăcea să lucrez la așa ceva. Eu lucrez cu oamenii care știu ce vor, dar nu știu cum să o fac. Uh -huh. Ok? Uh -huh. Acolo sunt eu. Iar prin acel mesaj sunt conștient că 90% n ar înțelege, dar ăia care ar înțelege ar fi. Mind blown. Și în momentul în care eu ajut, eu nu trebuie să ajut sute de mii de români. Eu, dacă am ajutat zeci de mii de români sunt, și i-am pus în ordine cu investiții eficiente, i-am ajutat să devină independenți financiar, acei zeci de mii de, de în români efectiv, care, de. Sunt în, care sunt în domenii conexe, diverse, vor ajuta alte zeci de mii și alte exact. zeci de mii. Că nu trebuie să fii tu cel care ridică un popor. Nu, tu trebuie să ridici câțiva oameni, pentru că la rândul lor vor ridica alți oameni. Efectul de compunere despre care tot trebuie vorbim trebuie în zona de investiții. Libertate financiară la 30 de, uh, 65 de ani, tăiat 30 de ani. Uh, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru timp, răbdare și pentru atât de multe informații raționale și emoționale pe care le-ai împărtășit cu noi. Uh, aș vrea să te întreb dacă mai dorești să mai adaugi ceva în încheiere. Nu, cred că am vorbit destul de mult deja. Sper ca oamenii să își pună finanțele la punct, pentru că este un aspect important din toate punctele de vedere, în sensul în care vedem, nu știu, divorțurile, de exemplu, nu te-ai fi gândit, nu se întâmplă datorită banilor, marelor majoritate, uh -huh. stresul vine datorită banilor, decizii la limita legii vin datorită banilor. Minciuni vin datorită, foarte reacționăm ciudat datorită banilor. Ar trebui ca banii să ne împlinească, nu să ne facă mai răi. Iar în momentul în care ai o relație bună și corectă cu banii, i ai pus la punct practic să deschide un nou univers, te poți concentra pe evoluția ta spirituală, te poți concentra și pe alte domenii, pentru că banii în sine nu sunt atât de... Adică nu e un domeniu pe care ar trebui să te concentrezi în viața asta. Ar trebui să fie, eu, eu asta uneori mai, mai mai zic oameni buni. Dacă cineva mă urmărește de 5 ani pe căruța cu bani, eu am pretenția de la acea persoană să știe și să-și fi pus deja la punct totul, că mă urmărește că îi mai dau eu câte o chestie interesantă din când în când, dar din punct de vedere financiar, ar trebui să fie în ordine deja și cu venituri explodate și cu investiții bine făcute. Dacă după 5 ani vine cineva și îmi spune, încă n-am început să investez, deja mă enervez. Adică, <laughs> adică, okay? Puneți banii pe pilot automat și după aia concentrați-te pe familie, pe tine personal, pe psihic, pe, pe, pe corp. Să trăiești cât mai mult, cât mai fericit, și că și degeaba trăiești până la 90 de ani stând în pat. Ok? Mm -hmm. Deci, banii sunt o chestie, să spunem, conexă cumva, dar trebuie îngrijită, dar cât mai puțin timp petrecută mm -hmm. cu ei. Mm -hmm. Am înțeles. Mulțumesc, Bogdan. Nu uitați, pe Bogdan îl puteți vedea la conferința Start Invest, Conferință dedicată investitorului începător. Va vorbi despre unul, subiecte, unul dintre subiectele preferate, independență financiară prin intraprenoriat. Îți mulțumesc încă o dată, Bogdan, și o seară, o zi bună tuturor. Mersi, fain. Ceau, ceau, o seară fain.